Bun, ce facem noi aici este o emisiune de gaming în care ne jucăm pe Assetto Corsa cu acest setup de la Fanatec, unde noi avem invitați pe domnul pilot, fost ex-pilot de motociclism, viteză, cu apă la genunchi, s-a retras, e o problemă gravă. Și chiar mă, de ce te-ai retras? De ce te-ai retras? Eu? Da. Nu l-am mai lăsat în asta. Cum? Dar tu, cine? Silviu Toma? Zic că nu te-a mai lăsat. Nu l-a mai lăsat. Da, nu, cine? Familia. Te-a lăsat familia? Era, ai... Nu știu de ce m-am retras. De ce te-ai retras tu? Ai zis tu? Ai avut un motiv. Ai avut un moment așa și ai zis, bă, trebuie să-i las, mă, pe alții mai buni, nu? Să las locul ăstora tineri care merită. Aveam prea multă treabă și devenise prea periculos. Nu înțeles. Adevărul e că căsăturile la o vârstă sunt altfel decât la o vârstă mai fragedă, așa că ce să zicem. Asta să e. Știi. Dar, pe lângă Bodo sau Bogdan, cum vreți să-i spuneți, să-i dați follow pe Instagram acolo, nu la contul cu Bodo 111, l-am învățat. Nu? Nu la ăla, ăla nu e bun. Nu Bodo. Îți dau un follow. Dă-i un follow imediat. De când era pilot. Deci nu-i mai dați follow pe contul de pilot, că nu mai e pilot omul, e om. E om acum, e om normal, fără piloteală. Și îl avem și pe Silviu Toma, pe care îl știți din podcast, care se ocupă cu învățatul piloților de curse să conducă. Taximetrie. Adică e un fel de antrenor de antrenori. Uit în camera aia? Da. Acolo ăsta cu camerele. O să desfac și o monster ăsta. Mă omoară cu camerele. Mă distruge. Are multe camere și îi place să se joace cu ele. Da, sper că o să vedeți și o să vă placă. Și o să vă placă. Unde? Acolo! Da. Și o să vă placă performanțele aici. Primul meu videocet, luați-mă ușor. Avem trei mașini cu care vom merge astăzi. Bă, nu, la Civic. Un Mitsubishi Evo de Time Attack, o nebunie, un haos total, și un Lamborghini Gallardo de GT, parcă, nu? Ceva de genul ăsta. Oricum, cel mai bun de aici dintre noi, să se știe de acum, este Bodo, pentru că e biroul lui aici și s-a antrenat foarte mult. Dar... Zici, cine e cel mai prost? Eu sunt cel mai prost. Ba, bă! Eu sunt cel mai prost. Nu, eu sunt cel mai prost. Ba, nu, eu sunt cel mai prost. Bă, m-aș ca primoraz, mă. Da, așa este, dar omul are antrenament. Merge, face, învață pe ăștia să conducă, deci nu suntem la nivelul lui, dar vom face pe trei circuite diferite experiența asta. Sper că ne vom și distra, o să fie și amuzant pentru voi să priviți. Eu trebuia să mă dau primul, dar o să-l las pe altcineva primul, pentru că eu am de vorbit aici cu invitații, timpul în care băieții ăștia se dau. Deci cine vrea? Bodo, care e cel mai bun? Bodo. Da, bun. Haide, Bodo, te rog. Treceți la aparat, bagă. Domnul? Să fiu blând, da? Să fii, băi, nu, dar acum... Nu m-am dat cu mizeria, n-are nimic. Da, avem un antrenament ceva? Avem 10 minute sau 5 minute de practice. 5 minute, da. 5 minute și era... Civic pe Mugello, nu tu în 5 minute. Da, stai că îți dau eu. Pe Mugello? Nu, nu. Avem aici totul, e tot o surpriză, frate. Nu e nimic așa cum crezi tu. Luați tot an de pregătit. Da, da. Ne facem tot felul de scheme ca să nu... Aulă, vezi că și-a tras astea, mă, și-a sumedicat mânecile. Păi dacă își dă hanura cu jos, atunci e groasă. Așa nu e. Bagă în viteză, vezi că e întâi acolo. Da, eu voiam să vă spun că aveam un monster pe undeva, dar nu mai găsesc. Uite-l, eu l-am. Uite-l. Păi nu, ăsta e fără zahăr. Nu bei tu de ăsta, frate. Uite aici, tată. A, eu beau de ăsta. Bine, ăsta cald. Bea de la monsterul. Monsterul de mere, care e bombă, și aș vrea să le mulțumesc celor de la Monster, celor de la Rodrift și celor de la Disproof că ne susțin în toată nebunia asta, pentru că noi nu aveam bani să luăm simulatoare și monitoare și chestii și trestii și nu știu ce. Nu știu cu ea. Cine a dat drumul la cronometru? Acum avem antrenamente. Păi să știm cât ne antrenăm. Deci eu vreau să dau drumul la cronometru. Să-i dăm, deci cât îi dăm, 5 minute de antrenament? Da. Îi dau drumul la cronometru, fii atent. Nu. Ce-am făcut? Gata, mă, să știi, ai 5 minute de acum. Ai mai avut 30 de secunde așa de bonus. Honda Civic față, cu slick-uri, subvirează, supravirează, pleacă fața. E haos total. E ceva, da. O frână, simți spatele super ușor. E o întreagă nebunie.
dar... Iau, te știe, mă, și păi știe circuitul, tu ai văzut? Păi m-am și dat cu motorul, m-am dat cu un HP4, nu-i de 80.000. Doar 80.000, iertați-mă. Putem să te atingem? Cum adică, mă, motoreta 80.000? Am un HP4 lei, să ai cu cadrul de carbon de la BMW. Nu știi? Nu știi? Da, mă, nebunule, păi tu toată ziua mă dau cu dată de carbon. Păi circuit, carbon, vorba aia. Să-ți iau 4 la... Fii atent că nu te uiți acolo și după aia ești ciuca bătăi. Știu, păi dar nu contează, eu sunt cu vorba aici, nu cu pilotatul. Ia. La știu, da, mă! Merge curat, merge frumos, îmi place de el, nici nu-i mai dăm 5 minute în antrenament. Gata, mă, antrenamentul s-a dus. Da, și mie mi se pare că n-ar rost să te antrenezi. O să încep de acum, mamă, ce rost are, ești nebun? Mamă, aici e groasă, s-a dus. A dat-a întâia aia, dar facă-mă așa de el. Facă-mă așa de el. Oricum, așa iau și eu virajul ăsta, adică să nu credeți. Fii atent aici. Eu sunt foarte atent, dar mi-e teamă că în momentul în care va pune frână aici, va pleca spatele. Vezi că a pus frână, n-a călcat-o blană, ai văzut? Păi normal. Șarpele! Șarpele! Bă, ce om, bă! Pune-mă frână ca lumea, ca băieții! Uite-mă cât calcă frâna, vezi? De-abia acum... It's like giving... Dar pot să zic în engleză? Like... Pot, nu? It's like giving salt to the pussy. You are giving salt to the pussy, man. What are you doing there? Eu uite-l. Ai luat virajul ăsta cu 66 la oră, modul, să știi. 66 e o viteză. 73? 75? 70? Ia da plană, fii. Mamă, să vezi ce ne-am obișnuit noi cu aia, cu oia. Da, eu știu, ești nebun. Eu știu, mă, frate, dar asta e, nu contează. Mai ai 3 minute de... Și cât îi dăm timp? De tot 5 minute sau... Nu. Fiecare câte 5 minute? Nu e cam puțin? 15 minute de așa? Nu, 5 minute... A? Să scrie lumea, da, dacă vrea mai mult, mai puțin. Sunt oameni, se uită cineva, măcar unul? 65, vă salut pe toți, frate! Noroc. Bine v-am găsit aici, pe Discord, nu? Pe Discord, tăi. Da, mă, glumesc. Suntem pe Twitch, avem și canal de Discord. Suntem, știi, bătrânii aia care au intrat pe internet? Știi, mă, când eram noi mici, a intrat tata pe Mirc. Așa suntem noi aici la această aplicație. Dar... Poate... Bă, să-mi... Ce faci tu acolo? Ei, alo, domnul. Povestiți-ne cum era la curse cu motoreta. La fel, nu? La fel de solicitant ca... Dar n-ai încălzit decât cauciuc cu dreapta față sau cum? Da. Ai tu un stil al tău? Mm-hmm. Nu făceai tu un tur să încălzești gumele? Bă, noi cât am făcut pe ăsta? Noi? Cât? 1 minut 40. Cât? No. Face 2.05, e slab rău. Frână tare. Uite-mă cum frânează șarpilii. Șarpilii chiar. Bă, frate. Mamă, ce tăi. Dar ce știe circuitul? Eu nu pot să controlez așa mașina asta. Iartă-mă. E de la volan, că e volanul greșit la mine. Dar vorbește, mă, și cine, mă? Lasă-mă. Bă, dar tu chiar o iei în serios, vrei să ne faci de râs? Ia frate. Și că da, mă, vrea să ne facă de râs. Dar bineînțeles. Băi, ia mă că mai dai 2 secunde jos cu asta. Dacă îți dau și cască, dau o cască? Da. Ce cască vrei de aici? Ia. Aia cu Maserati. Cu ce? Aia cu Maserati, da, chiar. Aia. Asta? Nu, mai asta? Da, da. Mamă, de când era bunica fată. Păi nu țin cape pe cap. E revopsită prost. Ca toate lucrurile pe care le revopsiți voi, nu știu cum reușiți. Pe orice lucru pun mâna revopsită de bodo, e revopsit prost. Nu înțeleg de ce. De ce, mă, te zgârcești la bani? Mm-hmm. Bă, ce om să-mi fac. Mai știu pe unul care are bani mulți și tot așa. Dar da, e revopsită, ce să zic. Nu-mi intră pe cap niciodată casca asta mie, ești nebun? Dar dacă-mi intră, cu asta mă dau. Da, mă, uite, de asta nu trebuie să vă las să vă dați de ce? Care? De ce? Că asta merge bine. Merge bine? De păi da, mă, da, omul... Nu, facem regulă, dacă se merge așa bine, puteți să-i dați câte mâini. Următorul... N-ai unul ea? Adică vreau să simtă. Ți-i dau de aici. Știi ce zic? Ei, sar... Bă, nu se reglează asta, om. Bă, dar... Bă, are 5 minute, mă, deja. Ce? Bă, tu ce faci, mă, acolo? A, gata, boss! Acum, mă. Ia zi-mă, stă bine casca asta?
mamă, să moară Franța. Dar nu poți desfac asta de aici, mă, poți să crezi? Stai așa un pic, e o problemă. Cineva... Ia, bă, nu mai mamă, fii atent timp ce face, fii atent timp ce face. Ce? 205, 203. Bă, gata, gata, acum gata, e pe bossule. Timp, să știi. Nu, gata, poți să mergi, poți să mergi, dă-i tare, dă-i tare. Bă, dar ăsta e timpul. Ăsta e cel mai bun timp? Păi mai ai 5 minute, ești nebun? Mai ai 5 minute în care poți să îmbunătățești, nu? Asta e, dacă nu vrei să știi, poți să dai jos, să vii aici pe canapeluță. Păi zine, domnul arbitru. Păi nu m-a avut 5 minute de antrenament, frate, și acum mai are 5 minute să facă timp, dar el a zis că nu mai poate mai bine. Nu mai poți mai bine? Hai. Da, mă, las casca asta, că nu adică omul e bun. Omul e bun, e la el acasă, e emisiunea de test, deci nu trebuie să vă agitați foarte tare. A, pe mine m-a schimbat la emisiunea de test. Păi, cu asta facem bani. Pe asta o trimite la sponsor. Domnule, uite ce facem, îl avem pe ăla. Nu mai invitați de calibru. De calibru. De? La început, să dea bine, știi, că dă. Asta e pilotul, știi, pilotul care ne duce la oameni, la Netflix, la HBO, la ăștia. HBO. HBO. Așa? Și de acolo luăm banii, știi? Merge plin ăsta, fii atent. Virajul ăsta? Da, tot la sută, da. Da, aici, pe frână, e groasă. Nu, merge calm, calculat, asta, da, tacticat, da. Frumos, aranjat, uite ce frumos merge, vezi? Eu nu merg așa, eu fac haos, pun frână, pleacă spatele, contrabrachez, după aia iau dat stânga, dreapta, intră dracu în ea, știi când intră dracu în ea? Diavoliță. Da, nu mai poți să faci nimic. Frumos, m-a prins aici. Aici s-a dus pe exterior să taie virajul, trasa lui, dă-i gaz, dă-i doiu, ce faci, mă, cu a... Mamă, bă, mă, ce frate, slabă, mă. Pe acolo era de 2, mă. Ia uite, ai deja minus 1.9. Minus 1.9. Nu, ia așa la nelelea, că ce-s bonus. Două secunde. Două secunde bonus la jalon, ești nebun? Ești puțin subturat, sau mi se pare mie? Ești la cursul? Aoleu. Hai, oprește-te și ia o țigară. La băieți. Da, ăsta a fost mai slab. N-are nimic. A, ăsta la ăsta, okay. Gata, haide. Ăsta. Da, ăsta a zis oricum, a zis, mă dau jos din mașină. Hai, baftă, Bodo, baftă. Mai 3 minute, frate. Iau mai 3 minute, iau înainte, deci două tururi. Acolo. Deci două tururi. Ia, fii atent. Mamă, așa de vreme da, ai frânat, mergi ca foarte, pussy, foarte... Like a pussy, da. Gazul pe ea, gazul pe ea, gazul pe ea! Așa, mă, așa, mă. Trage-mă tare să văd că tragi, ești nebun, să văd că te lupți cu ea. Hai să vedem dacă presiunea te scoate din formă. Hai, gazul pe ea cu doi. Doi, mă, frate, mă, unu. Bă, frate, unu. Mă, băiatul. Băiatul unu meu. Se dă pe loc, mă, frate, mi-o dai unu în mers. Îți bagi joc de cutie, ești nebun. O fie Honda, dar chiar așa. Honda. Ia uite, iar unul, mâncați-și. Mă țin acolo, tati. Deci, Vodă, eu nu vreau, știi că nu sunt cârcotaș așa, dar mergi cu frică. Da, mă, merge cu teamă. Merge cu teamă, frate. Da, e cu iepurașul acum. Dă-i, mă, gaz! Ce poate să se întâmple? Suvirează un pic. E frică, mă, n-am cască. Aaaa! Vezi că ai 150, nebunule, 160. Apropo, ia uite ea. Am mers, mă? Da, 80 da, la oră, da, 70. Da. O luam și cu, fac, și cu Loganul virajul ăsta cu 80 de mâini. Jur. Aici, eu prin iarba, eu tai tot, eu nu discut. Eu sunt ca la raliu. Bă, n-avem voie prin iarbă, ba, nu? Da, mă, frate, eu merg ca la raliu, unde văd deschis, eu mă bag. Nu deschid, nu discut, ești nebun. Mai ai un minut jumate, frate meu, cred că nu mai prinzi al doilea tur. Nu mai. Hai, mă, că-l prind. Nu, mă, nu, că dacă intră în el, până se termină timpul, lăsăm să-l facă, știi? Uite, are timp, adică, cred că... Da. Vezi că după toate astea trei, taimă, tăiacuri, avem cursă, nu? Cred că ne rămâne și de cursă în fiecare mașină, GT3. Cred. GT3, vrei să faci cu el? N-aș pierde. Păi e o cursă, dar... Și câte ture de cursă? Două lapuri, trei, gen. Patru lapuri? Înțelegi ceva, oricum, uite... 1.59.6! Gata, frate, hai, următorul, da. Dă-i așa, dă-i cu escape. Bam. Stai liniștit. Hai, mă, te bagi. Eu? Nu, mă. Cine, eu? Bagă-te, mă, tu. Bagă-te, mă, frate, că uite, stau cu băiatul aici. Restart. Bă, e greu de scos sub 2. Ia mânușile. Ușor în mașină. Eu știu că e greu cu mașinile de curse. Bă, nu zic că nu, să reglează scaunul. Nu, da, noastră. Nu încep cu scuzele. Îmi pare rău, frate, mi-am făcut și noi ce am putut. Stai așa, să-ți dau și drumul la treabă. Ai dat scaunul mai în fața umplată la scaun? Da. A vrut să-mi facă moșmond, ai văzut? Ceva aici, nu știu, ceva greșit aici, am făcut ce greșit. Gata, frate, bag a treia.
Nu contează. Ce-a făcut asta? Ia uite, mă, mi-a lăsat volanul. S-a lăsat volanul la manevră. Doamne, iartă-mă. Ce-a făcut, mă? Ce doză, frate? Doză, ah, nu... doză, da. Dă-o pe aia de acolo și pune-o pe aia în... Pune-o pe aia neagră afară. Da, mă, să-i o pun pe-a lui, nu? Ia, frate, poate vrei să bei în timpul... Nu, mă, nu, nu. Ia, mă, frate, mă, că e de mere, e fără zahăr, sugar free. Păi nu contează, că fiecare începe cu cauciucurile lui reci. Și noi, noi. Adică aici la stax, ca să înțelegi, nu e o problemă, un set de gume, de curs. Nu e problema asta. Fiecare pac a intrat, bă, mă, schimbă gumele, frate. Bă, nimic n-au. No. Nu există un ceai, banii sunt dușmanii noștri. Ce faci, Silviu? Merge, a? Merge ca un Logan aproape. Ce schimbi așa, hotărât? Cred că e foarte tare, nu? Nu, la best next pilot. Ah, am uitat de ăsta. Și? S-a plăcut? Adică merge tare Loganul, cu suspensii și cu scaun și cu roll cage, cu volanul ăla acolo? Pe circuit s-a părut că nu, a? Da. În limitare, nu? Bă, la mine nu ziceți nimic? Ce trebuie să zicem la profesori, ești nebun? Vorba aia, ne uităm la notițe. Deci cât a scos 1.59.692, ăla e bestul, nu? Da, da. Am înțeles. Dar cum era la curse, de exemplu, când erai tu într-o cursă? Eu nu mă aud. Da, deci vorbim mai tare către Daniel. Ah, stai mă că știu, stai că știu, aveți problemă. Soluția este... Avem microfon. Da, ia uite, bă, Scandinavian Flick. Bă, uitați-vă că e spectacol. Nu ne interesează. Bă, e spectacol. Ne uităm reloare la tine. Ce te pun? Hai, da. Ia, da. Avem aici. Tot ce-i dreptul. Ia, putu, mă. Ia, pune. Rode TV. Bună, Daniel! Oh, bine ai venit! Bine te-am găsit! I-am spart urechile lui Marius. Și oamenilor, urmăritorilor, ne pare rău, doamnelor și domnilor, care este live, care este... Da, mă, cum eram la cursă? Deci, într-o cursă, eu tot timpul am stat și m-am gândit așa, ești într-o cursă, ești cu motoreta, cu locul 7, îți dau un exemplu, cu motoreta în cursă, că tu ai fost motociclist, da? Bun, și ești în cursă, merge cursa, ești pe locul 7, ăla din fața ta îl vezi și nu poți să-l ajungi. Păi nu, dacă îl vezi, îl ajungi. Dacă nu poți. Nu există. Dacă nu poți, înseamnă că rămâi în urmă. Păi și? Adică nu ți s-a întâmplat niciodată, adică tu ai depășit tot. Este? Dacă reușeam să-l văd la un viraj în fața mea, îți vine să tragi după el. Ca o gară după iepuraș. Și dacă tu tragi, faci tot posibil, dar nu-l prind. Îl prinzi de obicei. Eu i-am prins de obicei. Bă, deci n-ai trăit senzația. Avem două variante. Ori pleca. Da. Și nu mai aveam. Era, nu mai eram față. Nu mai era și mergeam singur și mă plimbam. Ori dacă îl vedeam, încercam să-l ajung. Ok, se termina cursa și nu mai ajungeam, dar am făcut. Dar pe primul loc ai fost vreodată? Am fost la rookie. Când am trecut la pro, n-am mai ajuns pe primul loc. Și cum ce e să mergi primul și să nu știi unde să ia din spate și când vin și cum fac și ce de găs. Dau ea de la boxe, nu? Zic că, uite, ai făcut turul ăsta 1.58, turul viitor 1.59. Pe vremea aia nu-mi dădeau de la boxe și mergeai ca tembelul, că ți era frică să nu vină vreunul din spate și când terminai cursa îți dădeai seama că ești la 20 de secunde în față, că tu erai fiert acolo să nu te depășească careva. Adică riscai să cazi că nu știai unde ești. Că dacă știai că ai 20 de secunde în față, Acum pentru copiii care se uită, că mă gândesc că sunt mai mulți copii care se uită la live-ul ăsta și pe platformele astea, eu știu că tu te-ai apucat și ai adus în România o motocicletă mai mică, așa, mai de antrenamente, mai nu știu ce, care se numește Ovale, și vreau să ne spui așa ce planuri ai cu ea pentru ăștia mici, dacă există posibilitatea, că poate printre noi sunt și copii care... A dat bani. Nu el, Ovale România, nu el. Da, Ovale România, da bani. Da, mă, da. Deci care sunt planurile pentru ăștia mici care se uită și posibilitatea lor să vină să se antreneze, să se dea, să facă, să dreagă? Păi, anul următor cred că va fi minim o școală de copii. Până anul următor că mai sunt câteva zile. Păi da, exact. În câteva zile va apărea prima școală care va folosi Ovale. Ovale sunt niște mini GP-uri. Și de motociclete în miniatură,
în raport cu cele de la MotoGP. Folosite de copii, există campionat mondial care se ține organizat de Dorna, cei care organizează MotoGP-ul, nu Dorna APA. Toată lumea mă întreabă. Da, eu da. Așa. S-au potrivit numele. Da, deci că mai numește 50 de secunde, frate, mi-o dă antrenament. Se da, numește Fimini GP. Există și anul următor vom avea împreună cu Federația Română de Motociclism o Vale Cup. Care mamă, merg, să fie mai. O n-are nimic. O competiție premergătoare Fimini GP, care încercăm să o facem din 2023, care e ceva mai complicat, trebuie să înscrie în calendarul mondial și primul clasat va merge la etapa finală de la Valencia, care se ține odată cu MotoGP-ul. În același loc, cu piloții de MotoGP în paddock, toți copiii stau cu aia în boxe, merg la conferințe de presă, practic marfă. Ajungi practic la... marfă, nene. Da, practic ajungi la vârful mondial al motociclismului. Și e cel mai safe mod de a începe acest sport și până acum câțiva ani nu exista o variantă până pe la 12-13 ani să te sui pe superbike. Sau să participi în competiții cu un superbike, era doar supermoto sau motocross pentru copii. Și de acum 4 ani, 3-4 ani, a apărut și Ovale, care e o motocicletă italiană, dezvoltată de italieni, special pentru a reuși să acopere partea asta de vârstă, de 9-12 ani, 9-13 ani. Cu toate că lumea zice la motociclist viteză, vezi că de acum începi cronometratul, vărule. Cronometratul! De acum încep cronometratul, ca să știi. Ce ai făcut? Ai făcut ceva, n-ai făcut nimic. E liniște, e 2.05, ăla-i timpul lui, n-are rost. Nu te agita, nu te agita că mai rău pierzi. Hai că calmează-te. O secundă cel puțin mai greu. Deci, oamenii spuneau că toți băieții ăștia care merg cu motociclete de viteză trebuie să facă antrenamente și cu motoretele de motocross sau cel puțin acolo era, nu știu, secretul, știi, domnule, dacă nu faci motocross, ai cum să fii bun la viteză. Nu știu, așa ziceau piloții, lumea și așa mai departe. Deci, pentru cei mici, ca să facem așa un rezumat, există și motocicletele de viteză de asfalt pe care puteți să începeți să învățați. Există o Vale România care bănuiesc are o pagină de Facebook, are și cont de Instagram, drage. Are bănuiesc și site. Așa, unde cred că cel mai simplu ca să intrați în legătură și să puneți întrebări, folosiți pagina de Facebook, cred, sau Instagram, dați mesaje acolo, domne, cum fac să mă dau, cât costă, care sunt condițiile și așa mai departe. Pentru cei care sunt interesați, sunt eu cred că măcar trebuie să încercați. Adică măcar o dată veniți, încercați, că poate acolo e secretul vostru în viață și sunteți făcuți să fiți piloți, talentați piloți de motociclete de asfalt. Sau? Așa, bun. Legat de domnul Silviu Toma, ce să zic? Acum mă băgați în seamă că sunt concentrat. L-am lăsat să-și facă antrenamentul de 5 minute. Și a făcut antrenamentul aici, e cu Honda Civic, e o mașină cu tracțiune față, domnul Silviu. Se simte că spatele e cam gol. Eu am zis, trebuia să lase bancheta în ea. Adevărat. Nu înțeleg de ce au mai scos și bancheta, că e prea ușoară pe spate. Și... Bas! N-are nimic gazul pe ea! Scoate-o pe liber. Da. Se pare că merge atât de slab? Nu, mi se pare că merg eu slab. Top mondial. Da, mă, da, păi tu te-ai născut, mă, talentat. Ia vezi aici cum o pune, frate, invitor. Ia. Ah, era să o pun. Hai, bine, ia. Unde că aveam și frână de mână. Da, am dat jos, mă. Am dat? Ai dat fii jos? Fii atent aici. Fii atent. E bine, mă, nu e rău. Am zis că mai dai jos o secundă. Două. Hai, 2-0-3. Stai cu minte că vin. Hai că vii, ești nebun. Mai ai două minute. 4 secunde. Cred că mai prins două ture, dacă mă întrebi. Dacă nu te răsucești în asta. N-ar fi imposibil să știi că acum trebuie să... Bă, nu fi... Bă, eu zic, trebuie să forțezi acum. Pune-mă întrebări incomode. Întrebări incomode. În cât timp termin primul număr, Silviu? Eu? Primul dau repede ca să scap de tensiune. Da, să scap de introduceri. O, a cât ai intri în următorul? A doua. O, păi a întâia, vărule. Vezi că ai greșit cu... Exact asta am vrut. N-are nimic. Eu îl înțeleg pe... Mai dau jos, mă. Înțeleg pe Bodo. Eu nu mă înțeleg pe mine, că eu oricum n-am putut să scot nici măcar 2-0-3. Dar, na, în sfârșit. Fii atent aici. Da, nu, asta e următorul. La următorul, deci, sigur greșești treaba.
Nu, 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 dar greșește dreapta. Aici e, trebuie să intri blană, mai aici, să-ți plece spatele, mă, și nu, să vii. Ah, ta, 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 ta. Maxim cazul pe ea. Acolo. Acolo. E frică. Acolo. E frică. E frică, asta e. Eu uite pe ăsta a patra aici. Ia. Ia a patra și te-ai dus. Și am pus-o, am pus-o. Uite ce frumos a patra. Gazul, gazul, gazul. Să intre vite cu tati. Stai. Cât ești minut? 0-4 ceva. Nu-mi dau seama dacă... Splitul ăla... 0-4? Da. Băi, 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 băi. Eu nu-mi dau seama dacă splitul ăla e... 0-4 la față ultima? De ce? Față de best sau ultima? Eu cred că e față de ultima. Față de best. Față de best? Eu nu cred. Eu cred că e față de ultima. Nu, e față de best, nu? Stai așa, de 1. De 1, de 1 aici. De 1, că e subturată, vorba aia. Ia vezi, mă, că scoate sub 3. Scoate, 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 scoate. 9,42. Hai că mai prinzi un tur, frate. Scoate sub mine. 45, 46, 46. Au! Nu! Cât a scos? 2. 2,00272. Ăsta e ultimul tur, frate. E ultimul. Acum e momentul tău, Silviule. Mâncați-ai talentul tău. Dacă nu... Ce părere ai despre această cursă? Să mă, era să zic ceva de de Lucea Lapa. Auzi, hai domn. Ce să pun asta? Da. Bă, 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 n-are bă, nimic. Ce dușman, bă, frate. Dar ce ți arată acolo? Triple screen, ești nebun? Ia uite, mă. Vezi că gumele dreapta spate și cu stânga spate așa sunt regi să moarte. Merge, nu, 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 dar vezi. Sunt regi moarte, frate. Aici? Antâia, mă. No. Nu ai zis cu antâia? Nu, 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 e tu aici. Apoi, mă. Am, eu las pe Bodo să lucreze că nu, nici nu are, nu face față la doi, ești nebun. Ați văzut fata aia din tribună? Îi dă blue screen. Uite, în tribună, ai văzut că e o fată? Da, am văzut-o două drept. Ei, bună! Bună! Bă! Amalia o cheamă, mă! Și că Amalia o cheamă, ești nebun. Hai, e gata, e minus două secunde. Băi, am găsit o mufă aici. Cred că asta e de la Honda, mă. Niște fire scoase de la Honda. Bă, dar nu mai e ca de la frână. Băi, cred că e conducta de frână, băi, pe spate. Ușor, ușor. Mă, vezi că repartitorul e reglat prost, rău. Ai mult. Bruschiat. Blană. Blană, blană. Gazul pe ea, gazul pe ea. Blană. Asta e, mă, hai că ai 90. Acolo. Asta e, mai ținut-o. Gata, mă. Bine, Silviu. Bravo, Silviu. Ăsta e, mă, momentul lui, fii atent. Acum face istorie, fii atent. 3, 1, 2, 2. Hai, e bine, acum, e bine. Blană, nu merge maxim, acolo. Mă, nenoroci. Mergea o frână de mână acolo. Cât are unul? Minus 3 secunde? Nu. Minus 1, 9, minus 3, bă! Minus 3, 9, mă! Trage frâna de mână. Dă-i inferioară. Pune mâna pe volan. Fă-i ceva. N-are minus cum. Minus 3, dar nu, mă, minus e... Da, așa arată. Minus 3 înseamnă cumva plus, nu? Da, da. Adică mai prost cu 3 secunde decât... Exact. Dar arată cu minus. Hai, că gata. Vorba aia. Da, gata, ne liniștim. Haide, mă, stai jos. Haide, mă, gata, mă. 56, 57, 58, 59. Hai, mă, gata, mă. N-ai, mă, mort. Bă, ce oameni, mort. Bă! Mort. Slab, slab. Sub orice critică, nici nu mai chemăm. Să nu mai, Silviu Toma, gata. Silviu Toma, ai, ia ăsta. Bine, ăla pot fi dat casă. E al meu. Microfoane. Da, ia-l tu pe ăla de la vedele. Nu, las că-l țin. Nu, bă, cum conduci? A, da? Microfonul, da. Mă. Bravo. Ține microfonul, frate. Mi-e bravo, te-ai descurcat. Ola, bine, ți-au asta pentru. Îți iau căcică, dacă n-ai... 1, 2, se aude? Îmi rog picioare. Deci fii atent, stați așa. Nu, că n-ai voie cu token, trebuie să faci nu știu câte live-uri, câte de-astea ca să primești token. Bă, și după aia cu token, dăm jos, anorac, tricou, alea. Dă și mie băutura dacă e tot. Favorule, ți-o dau, ți-ai uitat o mașină aici, Honda, ia. Noroc că am volan pe dreapta și pe partea mea. Dăm băutura mea, da, te rog. Dacă am venit la... Să-mi pun, mă țin centurile, mă ține hamul și n-ajung. Deci care e diferența dintre noi doi? Am dat pe aici, mă. Ai un șervețel marus, că da, s-a întâmplat o problemă. Vezi cum scoți camera aia de când. Eu, ăla e jobul meu ăla. Mă distrugi. Mulțumesc, asistenta. Aici, nu pot! Nu acolo, de cămași. Am ceva? Am Silviu Toma la gură sau? Am crezut că am... 9692. Da, mă, îi dăm aici. Stai, mă, îi dau back to pit. Da? Ce? Nici mai contează. 2-0-0 ai făcut. O jumătate de secundă. O secundă, eu am 1.596 și tu aveai 2.096. O secundă mai avea. Dar nu mi-arată aici. Ești pe locul 5 cu 1.50. Cum adică? Nu înțeleg. Mi-arată aici o chestie, nu? Un tabel. Numai la 5-lea lap. Am făcut 1.596. Și a făcut el 2.0027, nu? Asta e cel mai bun. La 0.77. Bă, dacă sunt la 0.7 pe mine... Nu e rău. Nu e rău, nu e rău. Nu e rău. Ești acolo. Se părea că e un mic. Nici bine nu e. Care apă la genul?
Da, el dacă n-avea apă la genunchi, rupea, ești nebun. El rupea, mă, rupea, ești nebun. Fiți atenți acum la Daniel. Nu, nu trebuie să fiți atenți. Domnul Daniel, the artist. Voi ocupați-vă de treaba voastră acolo. Voi ocupați-vă de treaba voastră, frate meu. Cu a treia aici, n-ai cum niciodată. Ba da, mă, uite. Păi de ce e data a doua? Păi mi-a fost frică. Dar nu spui centura unei ar fac la sunt nebun, excentric. Cu televiziunea, cu astea, nu știu, ă? Eu am crezut că e de Caterinca. Asta e că e numai Maia. Mă scuzați, gata, iartă-mă. Acum e bine? Sunt bine, mă, acum? Da, mă, dar mi-ai jurat, mă. M-am jurat? Cine ai jurat, mă? Cine ai jurat, mă? Să zic că ai ce-a zis. Bă, uite-te acolo, că pierd ce-i mai important. Băi, frate, eu... Frate, dacă eu am venit azi prima oară și te bat pe tine, n-ai cum. Bă, ai dormit aici, te-am văzut pe story-uri. Aici ai dormit este. Aici, am venit, ce de, am venit de două ori să mă antrenez. Nu, nu, dar el l-a strâns mașa. Eu pe Stamate, hai noi! Iulica! Hai, hai de acolo! Hai, treci aici! Eu sunt curios, Daniel, să bagi la pizza înainte de încălzire. Da, bag. Ce să facem? Să pui pe software, deci am vrut cu pot să fac. Ia uzi, mă, da, mă, da, eu vă spun așa. Băi, eu vă spun așa ca să știți. Nu, joci cu codă, nu e ok. Nu joc, mă, frate, nu fac eu de-astea, mă, terminați. Da, iau ce cod. Deci fiți atenți. Când sunteți gazdă, nu aveți cum să... Nu începe, nu începe cu de-astea. Băi, eu vă zic așa, nu puteți să chemați niște oameni să-i invitați și să-i bateți, înțelegi? Adevărat. Adică e urât. Vii la mine acasă și te bat. Au, 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 au. Cu ce? Nu, și cu un port îți dau. Da? Merge, nu am o problemă. Da, mă. Bă, ia mânușile, nu, fără Caterinca. Ia mânușile, pe okay bune. Îți alunecă mâinile pe volan. De aia. E ok, mânușile. Au, jaloanele. Da, mă, așa că nu știu circuitul. Păi, te-am învățat. Am 5 minute, mai am 3. Las că te anunțăm noi. Mai am 3 aici de... Nu mă uit. Mă uitam să văd cât mai am. Nu te mai uita în telefon, că nu ești pe live acum. Vreau să fiu corect. Bă, ce oameni. Au, au, au. Frâna de mână, frâna de mână aici. N-am, că e scoasă. Dar de ce nu e nicio viteză? Stai, am scos-o de tot? Nu știam. Așa. Aude, arăm. Ce oameni răi, bă. Filmează de acolo, normal că se filmează, dar e tot o regie, voi nu știți. Nu știu ăștia cu televiziunile, mă, n-au bine să știe. Marius, de ce îi chema, mă, pe amatorii ăștia? 4 minute 29. Minus 149, nu știu ceva. Nu, păi frânează, frânează, nu așa. Mai frânez, nu se intră așa aici, nu se intră. Am frânat. Să ne calmăm. Eu o iau pe aici, că am loc. Îmi iau trasa mea. Dă-i. Aoleu. Bă, dar mașina asta nu oprește, mă, frate? Nu frânează? Sau care-i treaba? Nu, dar trebuie să apeși pedala. Am apăsat-o, frate. Bă, dacă o apeși pedala, blochează. Păi nu, dar el nu apasă nici suficient. Auzi ce zice cineva, că ești la Farming Simulator, la Arad. Da, 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 vezi că sunt fan jocuri de Farm Simulator, ești nebun? Sunt șef. Dar mai dă niște azot pe iarba aia, că e cam... Să le spui băieților așa, când intră pe jocuri de-astea de... Da, deci când intrați pe diverse jocuri de-astea de fărmuit, de crescut căpșuni, de făcut lucruri de-astea, căutați după Stax. Că mă găsiți acolo. O să fiți surprinși. Ți-am zis că mă jucam un joc și mi-a scris un băiat. Bă, rău merge. Bă, lăsați-mă... Bă, nu, dar acum fără Caterinca, da, mergi mai rău decât dimineață când te antrenai. Da, cred, mă, frate, dar n-are importanță. Da, fii atent. Deci eu îi zic așa, hai să venim de la 10, să merg și eu un pic, să văd trase. Nu, 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 că cel 10, eu la vin la 12 fără 10, că nu știu ce. La cine 8 azi? Era aici. La 8 era aici. Ce să fac, am dus copilul. Da, ăsta a fost plecat un pic dimineața, sau să-și ia monitorul, mă, frate. Nu s-a dat? Nu știu ce să zic. Nu știu, nu-s convins. Nu știu dacă am 30 de lei. Da, mă. În total. Pe ăsta. El e talentat, mă, de pe acolo, înțelegi? Pe circuitul ăsta, adică. Minte, mă. Ai, mă, pot o fă bune. Păi te-am văzut pe 30 de story-uri. Minte cu nerușinare, frate. Le-au reșeruit, a? Minte, frate. Minte, frate. Am pus. Dacă nici acum n-am pus frână, să moară, mă. Nu bloca. Dar vezi, exact, are tendința, când mașina nu virează, să vireze și mai mult. Păi ce să fac? Ca un început. Ce să fac, mă, frate, să stau să mă uit la ea? Mai trag și eu de bă, dar oricum, la cât de prost ai mers, ai 2 și 13. Adică 2 și 12. Sunt la 12 secunde. Da. E departe? Aula.
Mamă! Eu eram primul om care mă răsturnam, ești nebun? Eu nu cred că s-o fi răsturnat cineva pe simulatorul ăsta. Nu cred. Da? Te-ai răsturnat tu? Da, da, da. Mamă! Iulică, coie? Păi e gata. S-a rupt ceva. Bă, s-a... Ai stricat mașina! Coie, s-a rupt ceva, ești nebun? La volan, pentru... Bă! Bă, stați-mă un pic. Ai stricat mașina. Auto-l. Ia dă-i de afară, dă-i să vedem de afară. E 4x4, ești prost. Nu mai apăsa că stricăm ăsta aici, fii atent. Da, mă, unde? Bă, frate, ăsta. Ia, în claxon. Lach, e bine și așa. Bă, da, bă, dar ăsta... Dar ăsta cât mai... Auzi, dar ăsta cât mai merge? Ce? Nu mai merge. Al nostru. Păi stai, mă, frate, că e... Stați așa un pic, că e aici. Păi, uite, am 5 minute. Ai 6 minute, bă, stai, mă, boțule. Stai, mă, stai, mă, bă, boții ăsta. Ia, ce s-a întâmplat? Dar mai nu, dai să vede. Nu se vede decât din spate. Dar uite, poți să dai... Ia. Stai, stai. Hai, mă, că nu s-a întâmplat nimic, e ok. E ok, mă, i-a dat listet, era volanul, mă. E ok, mă, mașina, merge. Hai. Am gumele reci, fii atent. Îi dau... Auzi, zic, băiete, aici, să-ți dau telefonul, mână, că ești mai bine. Wow, asta e urâtă. Gata, mă. Îți fac live, fii atent, îi dau cu o mână. Live. Eu cu o mână știu, boșilor, eu cu o mână, cu live, cu drift, cu alea, fiți atent. Doar că asta e față și nu... Hai, cu o mână îi dau. Cu o mână îi bapă băieții ăștia. Hai așa. Cu o mână. Eu n-am știu, bă, eu n-am știu că ăsta e așa competitiv. Deci el acum știe că nu ne bate și arde la Caterică că merge cu o mână. Îți iau de la... Eram... Tu ai înțeles ce manipulare ordinară? Asta e o manipulare dacă ordinară. Dacă așa zis, băieții, mă, frate, eu fac ce zic oamenii acolo. Auzi ce zice cineva. Dacă Daniela participă la giveaway-ul, tău se ducă la curs. Am fost la curs. Am fost la curs. O să apară și material pe Stax, când o să-l editeze Marius. La cursuri de prânăre. Și de evitare. Ai văzut că ai evitat să răstoarne. Și de abordarea virajelor un pic așa. Ia, pac, pac, pac. Hai, mai fiți hater. Deci o ardea pe, auzi, mă, Bodo, o ardea pe filozofie de-aia că... Bodo, al nostru ardea pe... Domne, că merg cu telefonul în mână și cu mână pe volan, că eu așa-i bapă ăștia, dar știi de ce, nu? A văzut că nu ne bate și o ardea pe... Dar eu am zis, mă, că nu vă bat de la început, adică nu... Da, mă, dar n-ai voie, frate. N-am voie să nu vă bat? Nu. Trebuie să vă bat? Măcar pe mine. Păi cum o să te bat pe tine, ești nebun? Tu ești instructor de pilot și vrei păi să te bat pe tine, ești nebun la cap? Păi ce treabă are simulatorul cu ce... Păi are, nu? Cum n-are? Eu acum ați dat să... Eu știi ce fac acum, nu? Vreau să mă las... Vezi la jaloane? Uite că tu la jaloane te pricepi, că eu jaloane am făcut cu tine. Eu jaloane am făcut cu tine. Ia uite, fii atent. Merge blană, blană, ține, 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 ține. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i, frână aici, frână aici, bossule. Dă-i, ține, ține. Gata, mă, am pus, uite ce bine am intrat. Vezi că ai virat prea mult. Aia e. Ai deschis. Bă, mă, ce aveți, mă, că am 3 minute 20. Am 3 minute 30. Bossule, mai o tură. Ce tură, mă, pleacă de aici, am 2 minute. Bă, ce oameni, bă, mă fură după ce că bă, merg prost. Bă, dar când termine asta, au trecut cele 5 minute. Că tu faci 3 minute pe un... Eu știu ce zici tu, da, chiar așa? Adică să mă furați și la timpul la care... Nu, dar uite, fii atent, hai să-l lăsăm turul ăsta, nu să nu vorbim cu el. Nu, dar vorbiți, bă, că mi-e nu, mă, nu vorbim cu tine, vorbim a, între frate, noi. Hai, mă, frate, vorbiți. Ce să fac, mă, frate, ăștia au fost. Alții mai buni n-aveau. Atât s-a putut, frate. Da, tu îți dai seama că eu după 20 de cuba libre te bat? Da. Adică asta e groasă. Dar nici nu-mi făceam problema asta. Adică nici nu-mi puneam problema asta că nu, nu mă bat. Deci eu am zis că-s ciuca bătăi azi. E, jur. Vezi, ai jur. Zis, dar nu e chiar așa. Eu sunt ciuca bătăi azi. Mai bine un Forza Horizon, că totul vrei să iei pe afară. Păi de ce? În Forza Horizon nu se joacă pe circuit? Da, tu te auzi, mă? Ah. Tu te auzi? Marius? Nu? Un pic pe fundal așa. Dar ar trebui să te auzi. Ar trebui să te auzi. Că ce zice, că ce zice bine. E mai bine decât ce zicem noi. Ce oameni, bă. Scârți accelerația, să-i dea cineva cu niște ulei. Că de-aia nu joc bine. Mă stresează pe creier. Calcă aici, să fie forț. 47. Au, au. Oh, ce vezi, mă? Ce vezi, mă? Eu așa iau virajul ăsta. Nu mai control, mă, nu, să schimbă camera. A, schimbă camera, frate meu.
3-4 și 3. Hai că mai prind. Hai că mai prinzi, nu mai prinzi, nu mai. Aici ai trebuie a treia. Nu. Ai văzut, bă, că te-a scos accelerația? Noroc cu accelerația, mâncați. Noroc că i-am dat gaz și nu mi-a fost. Așa mi-a zis mie unul. Aici lasă. Asta e. Ca să nu mai prins-o. Auzi, mă, ce mi-a zis unul. Mai prima am 4 minute, ce ai? Mai am un minut să ajung la finish, ești nebun? Și trec, am tot timpul. Auzi, mă, ce mi-a zis mie unul la Sinaia. E un viraj la uzină, la Mefin. Îi zicem noi la SMS. Okay. Și un viraj pe care fiecare tânăr la un moment dat a vrut să-l ia cu viteză mare. Unii l-au luat, alții nu l-au luat. Okay. Alții, în fine. Okay. Și un taximetrist îmi zice mie la un moment dat: bă, am intrat cu 120 în viraj la SMS. Da? Bă, și mi-a plecat spatele. Și zic, ce ai făcut? Nu, și zic, păi și ce ai făcut? Bă, știi cum am scăpat? Cum? Am scos-o pe liber, frate. Gata, așa, frate. Și... S-a liniștit. Scoate-o pe liber, dacă vezi că dacă am scos pe liber și asta e. Ai văzut că am dat-o pe neutru, am reușit? E bun, adică nu e... Da, mă, merge blană aici, blană. Blană să mă, frate. Am ieșit la consum. E Honda, mă, și mi-e frică să nu cedeze motorul. A luat bine, da. Sunt hater, mă. Erau roțile așa. Așa erau roțile și mașina mergea înainte. Păi da, mă, eu nu stau să pierd vremea. Frână 2. I-am dat. Păi i-am nu, dat. Frână și i-am 2. I-am dat și frână. Vezi ce înseamnă distragerea atenției? Nu, mie-mi place. Zi-mi și nouă CNP-ul tău. 1-8-2-0-9-3-0. Hai, ho, că m-am oprit, nebunule. Ai 70 de oameni. Ia uite-mi ce fac ăștia. Păi cum nu rămân aici? Știi, mă, i-avem, mă, Marius. 1.59 are Bodo. A? Cât ai avut? 1.59.6? Nu? 2.00 ceva a avut el. Cine a avut? Cât a avut? Nu am avut 1.59.6. El 2.00. Eu 1.58.6. Bun, da. Chevi. Mamă, ce structurat am schimbat. 6. Bodo. Uite, la frână cu ambele picioare. 2.00 ceva, nu știu. Timpul meu? Alo. A, viteza aici, nu? Cât ai? S-a dus. 6 minute, s-a terminat. Ia uite, bă. 2.076. 2.076. Gata, poți să te oprești. Ia, fiți atenți. Haide-mă. Așa. Bun, și acum avem... Stai așa să fac ceva. Îi dau exit la treabă. Bun, și avem aici mașina, nu? Îi facem lui Bodo. Zine, mă, și nouă. Și ce circuit aveam, care, Marius? Care ce? Pentru... Zine, mă, și nouă ce a zis. Nu, trebuie să-i facem lui Bodo. Vă zic că merge, că are mâinile ocupate. Dacă zic acum, nu putea putea. Ok. Faci stânga dreapta din tastatură. Haide, mă. Domnul Bodo. Că eu sunt aici să câștig. Domnul Bodo, aveți 5 minute de antrenament. Mașina este superbă. Nu am ce să spun. Nu, dar nu-i dat să-i ce mașină e. Mitsubishi Lancer. Dar nu am dat, mă, play. Oh, erau puse deja. La daliera asta, mâine. Îi dau play? Dă-i, frate. Da. Da, am zis, am anunțat la început. Da, cu ăsta am făcut ăla timpul ăla? Da, nu. El Monster. I-ai dat drumul ca să dau? Aoleu, ăsta e... Aoleu. E aia cu frunte, da. Cu capută. Mai păi de ce n-am luat Lamborghini-ul acum? Avem și Lamborghini, că aia e mai tare, mai greu cu aia de condus. Mai cât asta, băi. Doamne, așa e treaba. Așa e treaba, băi. Tot așa 5 minute de antrenament? Da. Faceți mai multe tururi aici. Da? Simți cum accelerează Evo? E cam rigidă. O să recunosc. Opa, opa. Da, băiatul să trebuie să faci nimic. Că nu se poate, că nu faci nimic. Bodo. Ce să-i frate? Ești bine? Bodo, vorbește cu noi, frate.
Vezi că îți luăm și noi telefonul să ne comandăm niște burgeri de la Vivo. Da. Ce vreți voi? Atâta timp cât câștig? Păi n-ai înțeles, îți luăm telefonul... Vizitorul dă o masă de la Vivo, așa e regulat. Dar n-auzi? N-auzi? Îi luăm telefonul și ne comandăm niște burgeri. Da, doare cum s-o adresa? Bună, bună ziua, sunt șef sau cum faci? Bodo, mă, Bodo, Bodo. Bodo? Noroc, noroc. Nu, cred că ce, noroc Bodo sunt. Și cred că e și un pic, noroc Bodo sunt. Are trasele lui, nu te pui. Sunt trase. Sunt trase. Bă, frate, dar mergeai mai, dar jur, mergeai foarte bine înainte. E clar că în momentul în care ai spectator și e presiunea pe umerii tăi, greșești. Greșești. Da, aia ta și lăsat aici era de 4, nu știu ce ai căutat. Da, în fine, și eu zic la fel. Da. Deci era foarte mulți fani la curte. Fani? L-asaltau fanii, cum ar veni. Fanii l-asaltau pe Bodo. Și a zis, bă, mă las, e prea multă presiune. Eu am nevastă acasă. Uite, aici trebuie să deschizi. Ce cauți acolo? Bă, auzi, dar ești supărăcios? Nu. Nu? Deci putem... Nu țin în tine. Deci, acum e turul. Acum face timp. Fii atent! Timpii ăștia nu se pun. Nu se pun timpii ăștia, e de încălzire. Deci nu trage tare că n-are rost. Mergi așa pe încălzire. Dacă vrei, poți să renunți la încălzire și să-ți dau o drumă la timp de curță, știi? 5 minute, da. Deci Ioan? Nu. Nu? Bine. Dar te obi ceva pe stânga, spate, că se bate ceva, că plăcea la muzică. E fraia de la amortizor. A, uite, deci fii atent, tu în vremurile bune mergeai cu 4 aici. Da, i-ai dat 3 acum. Da, mergi cu frică, mergi cu frică oricum. 3, îi dă 3, păi, da? Frică, normal că îi dai 3. Bă, da. Aici, te scoate din exterior. Merge bine cu mașina pentru un motociclist. Da, nu știu. Nu înțeleg de unde până. Da. Dar eu îți spun, a jucat mult aici, dar nu e panică. Bă, dar spune și pe microfonul ăla. Păi stai-mă așa. Dă-mă și mie. Dacă nu am două de-alea. Aveam, dar pe parcuri sau... A rămas un. Ce să faci? Păi de ce n-ai zis, mă, că aduceam eu? Puteam. Aducea de la Netflix. Alo. Alo, alo. Bă, dar chiar că mai facem un podcast? Mă, acum. Zine. De exemplu, uite ce face greșit Bodo acolo. Bodo, totul. Bă, dar nu! S-a-n zis? La Arad! La Arad! Ta-ta-ta! Merge Evo la Arad dacă îi pui plug să moară. Ce timp scoteam în pula mea. Mamă, fără zădic în zi. Fără zădic în zi. Bip-bip. 1.52. Bă, e bun 1.52, să știi. Eu n-am făcut 1.52 nici când a mers bine pe ăsta. 1.52 e un timp foarte bun, dar să știi că nu se ia în considerare pentru că este în antrenamente. Și așa e regula. Deci după aia, el acum dacă își distruge, are damage la învelope? Da. A, deci trebuie să ții cont de asta. Da, bineînțeles. Nu mai întâi la putere. Ai 5 minute de De ce mulțumit am? Parcă i-am dat restart eu. A, nu, am mers în primer. Da, când se schimbă oamenii, dăm restart, cum ar veni, și se ia mașina nouă, dar antrenamentele o uzează... Am dat ceva de mic. Nu, e panică, mă, că îl țin, ești nebun. Chiar îl țin. 4030, deci ăsta cred că e ultimul tur de antrenamente. Cât are? Păi da, e ultimul. 436. Da, nu mai prinde. Deci, din turul ăsta, Bodo, intri direct în ăla de concurs, ca să știi. Da, ai auzit? Bodo, ai auzit? Da, mă, da. Confirmă-mi, te rog. Da, pe cuvânt, deci chiar nu vorbești. E supărăcios, mă. Bă, fără Caterinca, te-ai supărat zile. Nu, mă! Da. Să mor eu. A început acum, să știi. Păi stau, vreau să-i văd fața. Da, pe păi vreau să-i văd aici. Ești ok? Da, mă, da. Mi se pare că nu ești ok. Mi se pare că nu ești tu, Bodo. Sunt eu, mă. Ești tu? Ok. Ce zic oamenii ăia acolo? Ia să văd. Aici timp, băi, simplu, te uiți. Te uiți să nu fure, frate. Să nu fure, ia. Așa, gata, încep. Mamă, ce de lume e aici! Dar poți să intri și tu, mă, pe telefon. Poți să intru și eu? Adică încep cursa? Okay. Gata? Da. Bun.
A început cursa, frate. Cât a scos? 1.52. Nu ne interesează că nu se ia în considerare. E cineva mai rapid din live? Oamenii care se uită la live se dau pe Assetto Corsa. N-au mașina asta? Păi și noi de ce o avem? Avem coduri sau ceva, nu? Da, chiar sunt curios de timpii obținuți. O să-i publicăm, nu? Îi publicăm și noi pe Facebook cu o poză și cu Silviu Toma, cu Bodo 111. Leul Cezar. Cine? Leul Cezar. O, trăiască Leul Cezar. Ce face? Da, lasă-mă așa, zi. Deci omul se dă. Stai așa să vedem ce zice. Mă dau eu și aveți destul de mult în live pentru un prim stream. Mulțumesc, Leule Cezar, frate meu. Leul Cezar, mă, păi știi cine e Leul Cezar? Am luat eu 228 de la el. Cezar, mă! Bă, dă-te! Cezare! Noroc! Eu nu cred, mă, știu. Jur! Dar cu ce mașini? Păi noi, fii atent. Acum e o nevă de care. Da. Noi ne dăm cu Honda Civic. Nu te-am uitat cu fiscalul, bă. Da, mă, las-o acolo! Lasă, ține tu fiscalul, frate meu! No! Lasă-mă! Ce trebuie fiscal? Hai, mă, lasă-mă! Tu treci pe numele tău? Da. Lasă-mă să fie pe numele meu, plătească impozit. La 2.8 și 20 de milioane. Assetto Corsa competiție sau ce joc e? Nu este Assetto Corsa normal. Atunci competiție, dar vă dau lumea peste cap. Dacă vreți, facem la final. Facem? Da. Da, eu îmi doresc... Care cameră filmează? Nu știu, una din el. Aia, da. Da, noi aici suntem pentru o primă emisiune online pe aplicație, în setup-ul ăsta. I-am chemat pe băieții ăștia, că i-am avut la îndemână pe Silviu Toma și pe Bodo. Pac, pac, oamenii noștri de la Stax. Și mai chemăm așa când avem nevoie de oameni. 47, da, bă, și noi n-am fost atenți. Păi, dacă stai și nu... Păi, ce să fac, băi? Băi, ia gata, mă, cu astea. Băi, de acum, Bodo, nu mai. Poate-l din emisiune. Dar merge la limită. Dar și când sare afară? Sare afară? Facem așa, căcat, 23 de mii ai tăi să, băi. Ai auzit? 23 de mii de euro reparații. Că asta e din carbon toată. Nu te pui. Dar... nu ne dăm și cu Supra, facem mai multe, da, ideea este să avem doi invitați în acest concurs podcast pe care îl facem live pe Twitch și îl vom publica și pe YouTube, pe canalul nostru mare de la Stax. Chemăm oamenii să-i vedem cât de bine se descurcă, să râdem, să facem caterincă, să discutăm și lucruri serioase, cum discutam de ovale și discutăm de Romanian, zi-mă tu cum se numește. Ai de mă, nici acum n-ai învățat Romania, nu. Driving Experience. Așa, Romania Driving accent Experience. Ăsta, accent? Accent? Romania Driving Experience, da? Romania. Și nu-i Romanian. Aștept să-l văd pe SRM pe circuit. Cu siguranță o să fie și el. Da, o să fie și el. A fost, s-a dat când am făcut podcastul. Nu-l... Aha, bravo Bodo! Bravo tati! Este... Mai e un minut. Mai e un minut să ajungi la finish. Da. Șeremet a încercat simulatorul nostru la podcast, n-a vrut să se mai dea jos de aici, i-am dat un E30 M3 să se dea pe circuit, bombă, foarte mișto de condus, că mai ușor decât cu astea, rachetele astea mai mondiale. Mai are, da. E30 M3 DTM, e o mașină provocatoare și overstiri. O să încercăm, ziceam că să vorbim cu Silviu de școala de pilotaj. Ăla-i Samsung la tine în mână. Iau. Chiar nici nu mi-am dat seama, băi. Nici nu mai mâna ta, nici nu mai folosesc. Vorba aia, bă. Nimic. Nici el. Nici la. Vezi ce înseamnă, ce m-am ținut? Samsung, băi. Iac. Da. N-are nimic. Pe Bodo l-am lăsat pentru că e la el acasă aici. E la el în birou și n-aveam cum să nu-l lăsăm să câștige. Iar Silviu e antrenor de antrenori. N-aveam cum să-l bat eu, că nu așa. Dar vă promit că mă antrenez de la următoarea. Da, mai facem. Vreau să mai facem, cât ne permite timpul acum de sărbători, să facem și o joacă de asta cu voi, știi? Nu, bă, suntem începători, frate, adică nu știu, dacă oamenii cred că... Ia uite, mă, tu vorbești cu Tennessee? Da, da, și știe el cu de-astea? Da? Asta mi-a mai zis odată că
cum repară mașina un japonez care era român. Deci nu ar trebui să ai încredere așa mult în tot ce zice el. Dar e ok, băiatul e proprietar de Honda. Ia zi mă, ce mai zic băieții acolo? Tu nu vezi, îți citesc eu. Urmează și ture pe Nürburgring. Urmează și ture pe Nürburgring. Leu Cezar. Vrei să nu plece de la pituri? Vrei să nu plece de la pituri? Da, pe Nürburgring. Ești un pic arogant. E, lasă-mă oamenii, că oamenii se joacă aici, au antrenament. Da, normal. Noi suntem la început, dar vă promit că venim tare de tot din spate. Bodo, cred că s-a terminat timpul tău, dar poți să mai faci, dar nu se mai în considerare, să știi. 1.476 e best și 1.476 a fost bestul, da? Bodo. Oprește-te la cafea aici. Aș, las-o aici, la parape, vărule. 476. Tu ești. Du-te și dai cu restart cu astea. Putea mai bine. Deci 1.47 aici pe aici. Op, așa. Ia băiatul. Da, pune-i la daliera, acolo, până fac eu aici cărțile. Op, așa. Așa. Cer scuze pentru logistica asta, dar... Bă, de ce ești, mă, ordinar? Păi ce vrei, mă? Tu vrei sub 2? Mare sărăcie asta. Acum, pe bune. Când îi dai aia, întâi am dat drumul la timp. Ce? Nu-i pronunța numele. Nu-i pronunța numele. Nu. Momentul ăla când vrei daia roșie și nu poți să-i pronunți numele. Hai mă că mai e una acolo, strastă. E ok, 202. Supra de drift aia e pentru el. Băi, e... E destul de complicat simulatorul ăsta, pentru că nu m-am obișnuit cu el. Am făcut vreo 3 ture până acum. Nu e ca în viața reală, adică eu sunt ferm convins că noi în viața reală ne-am descurcat mai bine decât aici la simulator. Avem voie să fumăm pe Twitch? A? Hai mă că ai voie, vină cu așa că îți dau eu. Lasă-mă că nu trebuie să ne zică ei, auzi. Welcome to Stax TV, chat room. Hello, sunt aici. Facem o cursă în rețea live data viitoare. Eu mă dau din mouse, că am vândut ustensile de simrezi. Da, frate, asta zic că vreau să facem. Mai schimbă camera. Nu, nu o schimb, eu o schimbă Marius. Deci eu doar cu Samsung-ul ăsta pe care nici nu mai țin în mână, vorba aia. Doar între picioare la ating. Nu mai... Ce e Silviu? Stai liniște că ești la antrenament. Nu ne interesează că e la antrenament acum. Am dat drumul, uite aici, merge. 1:15. Mă ocup, frate meu, mă ocup. Eu am fost o dată MC. E spatiu. Nu, e spatiu, strastă. E de GT, ești nebun. Și e spatiu. Eu așa cred. Nu au anvelopele steluță, de-aia nu scot timp bun băieții. Așa este, Bogdane. Doar că aici avem un Evo care n-are nevoie de anvelope cu steluță sau cu niște specificații mai aparte. Bine că poliția rutieră nu se joacă aseto. Păi și dacă se juca ce? Din partea mea să se joace, n-aveam nicio problemă. Ia uite unde am frânat ca mamaie. N-are nimic, acum e de antrenament. Mai ai 3 minute de antrenament, să știi. Ai scos 2.52, să știi. Ești aproape, Silviu. E aproape, Silviu a scos 2.52, să știi. Dădeai pe monitor, ești prost. Ia să stai de aici, că se învață lumea, mâna cu sărăcia. 2 minute și 1 minut. E bine. Îmi gheorțe mațele, ești nebun. Câștigătorul de masă de la Vivo, s-a zis. Asta e regulă. De acum cine câștigă, dă masă la Vivo, ești nebun. Cine? Silviu? Așa ți se pare? Mie nu? Bravo, Silviu, auzi. Dar ce treaptă ai aici? Dă-i 3. Marius, bineînțeles că se bagă și el. Se bagă și Marius la sfârșit. Face și el un timp, nu e o problemă. Dar ăștia nu, Marius și cu Bodo, nu am mers cu Silvia. Silviu e șef. Bă, da, se descurcă, nu pot să zic. Da, nu am, v-am spus, n-am încercat multe mașini aici. Mi se pare un pic greu de făcut setările volanului și toate lucrurile astea.
Dar, bă, mi se pare că se mișcă un pic cam prea repede, da, na? Jocul e... Nu știu. Da, mă, frate, n-avem cum să facem divertisment de ăsta cu... Bă, uită-te aici la timp, lasă vrăjala. Ce să fă, mă, 1.49? 1.49.9. Am vrut să-i dau a 7-a. Pișinare? Vezi unde pui frână aici. 312, mâncați ești talentul tău, ca nebunul. Bă, ce-ai făcut, mă? Ce-ai dat? A vrut? A vrut. BMW 235i, iauzi? Și că 235 e user-friendly, Silviule. Da? Da, aia-ți trebuie ție. Dacă se mișcă repede, încercați să umblați la FOV. Salut, are rachetă. Trebuie puțin setat jocul, ne chiar install and play. Am niște tips and tricks pentru voi. Frate, dă-ne mesaj privat, cumva, nu știu. Am tot făcut setări sau chinui băieții ăștia aici cu volanul, cu frâna. Cu... Avem Discord, auzi. Intrați pe Discord, ci că și avem acolo canal și vorbim și facem și... Dregem, mie nu-mi plac sudurile alea de nu știu, numai acolo mă uit, la fața de oșe. Te uiți, Silviule, la fața de oșe, ce suduri? Acuma. Nu te uiți. Ai intrat în... Haide, mă! Ce timp are? Păi 4.45, mai are puțin și intră... Gazul pe ea, când e lat, gazul pe ea! E lat, e lat, era lat. Link Discord, nu știu ceva, Stax TV. Ia uite, dai gaz că-i pe zăpadă. Merge, merge. 4 minute s-au terminat. Deci intră în acum. Din start, de când treci de linia de finish, intri pe turul cronometrat. În volanul din simulator, da, se simt niște feedback-uri. Adică nu e... Când vine Street Maniacs Winter Fun 4? Păi la, în februarie este. Ia, îi dăm drumul la timp. 5 minute de acum. 5 minute de acum, da? Gata, băiatul. Ești pregătit, da? Da. Aveți content manager. Avem, nu? Da, ăsta e content manager, nu știu ce înseamnă. Uite-l, mă, pe Tennessee, e și el aici, pe live. Așa. Da, vreau să facem la un moment dat și un canal din ăsta să ne jucăm live. E sudor băiatul de lângă tine că prea leagă țigările. Băi, e prima, da, ce? Nu știam dacă... Nu, da, nu e prima dată. Prima ce? Mi-a dat bine prima și o vreau și pe a doua. E la a doua țigară din viața lui. Trebuie puși timpii undeva, ca la Top Gear. Da, inotează Marius acolo și o să-i avem... O să-i avem... Asta e circuitul care Hamilton. Face, da, are... Face manevră. Ți-a trecut o minuță, știi? E bine. Deci dacă faci 2 minute pe tur, e ok. Lasă. O fi țigara infinită, nu se mai termină. Da. Bă, da, nu știu. Plană. Gazul pe ea. Bă, tu să n-asculti ce zice ăsta, că e... Nu, știu că e dușmănos. Aici, blană, mă! Fai! Hai mă, gaz, hai mă, gaz, fără frică. Fără frică, Silviu! Silviu, așa, așa, m-ai văzut? Aici e ratat ăsta. Nu că ăsta, el ia cu 4. Aici a furat, a furat, descalificare, tati! A tăiat acolo. Nu e. Se tot întrerupe stream-ul pentru că merge netul prost aici, nu știu de ce. Ce? Oamenii au zis că se tot întrerupe stream-ul. Și am văzut și eu că tot intru și ies, știi? Da, da. Ce să fac? Au! Vai, 477, 477 eu. Mamă! Eu n-am nicio problemă. Verifică netul, la mine se vede impecabil, la mine nu s-a întrerupt până acum. La mine merge bine. E ok stream-ul, gata, ne-am liniștit. Lasă-o la punctul mort, dă-o-n... Ce-am zis? N-am zis nimic. Băi, Silviule, hai mă, frate, las-o așa, că e bine. Vrei să dai tu masa la... Ia uite, a intrat draconia, ai grijă că a intrat draconia. Bă, auzi? Luna aia, stă-mi 2 ore acolo, sunt dată pe vorani. Da. Și ținești degetele în sus. Ce faci cu degetele alea, Silviu? E, nu zic acum. Ia. Băi, știi, ai un stil de condus apropiat de Alain Prost.
doar prost. Ăia spuneau că nu își explică cum a ajuns la în Formula 1 cu stilul lui de condus. Dar nu contează. Aici plană, maxim. Scopul scuză mijloacele, frate. N-are importanță. Surpriza cu control minus A. Ce face control minus A? Hai că apăs eu, fii atent. Da, băieții se descurcă pentru simulare. Hai mă! Păi așa joc și eu. Păi am virajul ăla al meu și eu, bă, frate, bă. A tăiat virajul. Turul ăsta nu se pune. Turul ăsta este anulat. Deci nu mai contează. Am așa aici zi, race control. Mike Webb. Timpul ăsta. Am stabilit. 48 și ai tăiat viraj, oricum nu se punea, să știi. Ai 476 vest. Dacă stai și pe următorul, aici dă-i altia. Controla scoate ABS-ul. Acum mi-a zis să moară Franța, că-l topeam, ești de bine. Dar mai avem cu... Zi. Mai avem... Puteți să mi-l scoateți mie. Ia! Băi, băiatule, a ținut-o, mă, ești un erou, Silviu. You are my hero. Ia, gazul pe ea. Hai, mă, că merge. Haide, mă, tată. Hai, mă, tăticule. Aici dai 2. Ia uite. Nu e, mă, intra cu 4 nebunul ăsta. Fii atent ce face. Măcar 3 ești nebun. Așa. Și aici 4 în virajul ăsta. 4-4. Control T. Băgai mea și pe ăla. Stai, mă, că-i fac acum. 4. Nu știu pe nimeni, frate. Ce-am zis? I-am zis eu? Nici nu mi-am dat seama, eu înjur fără să-mi dau seama, să știți. Deci astea nu se pun. Nu mai mă învelu pe boss. 4-4-6, frate miu. Hai că mai ai 10 secunde să ajungi la finish. Da, nu mai e. Ăsta e ultimul tur. Ăsta este ultimul tur al lui Silviu Toma. Nu a reușit să bată... Să nu citești ce am scris mai sus. Nu citesc. Fă manevra aia ta. Merge cu un Evo. Ia uite, m-am scris și eu Evo și nu sunt conectat la chat. Reconnecting to chat, ești nebun? 46, 47, 48, da. Asta este. Ne pare rău. Bă! Hai, oprește-o, nu o lăsa așa. Oprește-o. Pe loc. Eu te-ți bați joc, păi mi-o faci praf, mă, frate, mi-o, ce mă urc? Ce om, dușmănos. Cât e vezi? Petre merge țiplă. 4-7-6. Și tu cât ai făcut? 4-7-6-16. Nu cred așa ceva. Da. Asta e bătălie. Frumos, Evo de grup 3. Ceva de time attack, nu știu. Da, Evo 10 de time attack. Ia băiatul meu. Gata, mă, ce m-am încălzit. Ești încălzit, a? Știu, se mai uită pus în geamă? Da. Deschide ce vei, ușa, geam. Poate confortabil, ia-ți ăsta, mă. Nu, stai cu el. Sărăcia aia, păi da, stau și cu ăla, și cu ăsta, și cu cavaliera, și cu condus, și cu vorbit, și cu... Eu fac 7000 de lucruri. Nu vă puneți. Vezi că ai cauciucurile rești pe spate. Nu e panică, că mi-au alte cauciucuri. Eu ți-am mai zis ție. Eu ți-am mai zis aici că la Stax nu e problemă de cauciucuri. Nu știu ce credeți voi, unde ați crescut, unde v-ați învățat. Dar aici îi dai așa foc. Dar dacă... Am velope noi. Ah. Scoate Silviu timp mai bun ca mine, pot să-mi iau revanșa. Nu, dar poți să dai cu telefonul că plătești Silviu. Da. Dai tu telefon la Vivo și plătește Silviu. Nu, bă, eu oricum plătesc eu, că eram dator cu grătarul. Am zis. Ia uite, mă, cine bun. Acum tu mi-ai dat microfonul, auzi, tu mi-ai dat microfonul ca să audă toată lumea, să nu mă sucesc, nu? Da. Bă, sincer, nici nu fac nicio problemă în ceea ce îl privește. Nu vă agitați. A dat drumul. Bă, ne concentrăm și noi un pic? Am, frate, că stai aici. Nu, adică, pe bune acum. Gândește că ești cu soacră ta în mașină. Oh, e periculos. E greu tare. Mi-a zis odată ceva legat de condus, dar nu mai știu ce răspuns i-am dat. I-am dat un răspuns impertinent, dar nu mai știu. Mi-a zis ceva odată. Da, da, da. Mi-a zis odată ceva. Mie îmi place mult să mă critice ăștia când sunt la volan. Care cred că mor, că fac. Ce faci, bă, cu a treia aici? Asta e de a patra plin. Stai, mă, că s-a încălzit, s-a încălzit. A, iartă-mă. Merge. Țin-o. Am ținut-o, dar n-am ținut-o în gaz. Bă, dacă mai joc un pic...
Da? Cum mă tu? Da, tu n-ai de-aia, n-ai de-aia. Auzi, întreabă cineva. Cine? Întreabă cineva. Că viitor faceți parte și urmăritorii la Leu Cezar. Revelion la Oache. Revelion la? Oache. Oache? Nu știu cine e Oache, frate. L-ai auzit, mă, pe ăsta, că eu nu știu că-s de la Sinaia. Bă, săr... Auzi, mă, bă, săr... Pilot internațional, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Bă, săracule. Lasă-mă, că eram și eu acolo, nu... Băi, săracule, când aveai 18 ani, îți doreai să vii la Sinaia. Auzi? Opticat că nu are bani să ajungă la Sinaia. Nu? Vezi? Până și Bodo zice la fel. La Bușteni? Bușteni? Până la Bușteni ai ajuns. Suburbia, adică, orașului Sinaia. La Bușteni la Sinaia era A trecut de Comarnic. Este, da. Îl știți? Să mă suna să vă deschid bariera. Da, e bariera, da. No? Ia fiți atenți. Ești foarte agresiv, Daniel. Da, așa sunt eu. Îmi zice toată lumea. Toată lumea zice, ce ești, mă, așa agresiv? Zic, așa e felul meu. De ce ne cerți? Nu vă cert, așa vorbesc eu. Unde te duci? Unde? Au. După aici, că e 4x4 asta. A, dar stai că e tot în antrenament. Bă, dar nu te caută eu tău să te-a. Și acum, Vreau să-mi bat. Eu de ce ai făcut la învelope? Nu mai frânează acum. Ai învelopele roșii și portocalii. N-are nimic. Fă un tur de răcire. Bă, fă-mă un tur de răcire. Nu fac nimic, îmi bag. Era să zic eu ce-mi bag. Dar nu mai zic că mă cenzurează Marius aici. Pe... No, virajul ăsta nu mai știam de unde a apărut și ce viraj ăsta. A, era ultimul, ești nebun? Gata, mă, vin tare acum, fiți atent. Aoleu! M-am uitat la telefon, ești nebun? La 280. Tu ai auzit, mă? Nu. Bodo a fost și pe circuitul ăsta, îl știe și pe ăsta. Ce să facem dacă umblăm mai cu internațional de ăștia, cu piloți? Eu n-am fost, ești nebun? Eu nici n-am fost în Italia, nu știu cum e. Cum e în Italia, mă, e frumos? În Italia? Da, la Paris, la Roma. Eu nici n-am fost în Italia, ești nebun? Hai, mă, ce faci, mergi? Bă, eu merg, dar... Stai să te liniștească, intră draconia aia pe sedată. Uite că ți s-au răcit anvelopele, da, acum, gata, e bine. Acum e ok, asta știi aștepta. Asta e ultimul tur de antrenament și după aia intru în ăla de... Ca să știți, adică să n-avem discuții, domnule. După aia urmezi tu cu aia, cu Lambo. Stai cu băde, cu ce te joci, că te-am văzut cu ce te joci. Zic-te dacă e bine sau. Nu, mă, îmi dai cu ce să duc toată lumea. Că uite un BMW de GT3, că e dracu. Nu contează că nu avem. Hai, dă-mă, termină-te, mă. Nu e spectacul. Nu e. Mai mișto e asta, așa, ca și vai, e destul de stabilă. Trebuie ceva instabil. Ceva greu. Că v-am spart niște lucruri. Da. Da. Uite, să vezi că... Și tu acolo, să ne zic oamenii aici, capul meu. De cum o să, deci să ne zică privitorii pe chat, ziceți-ne și nouă, vă rugăm pe chat, o mașină de GT3 greu de manevrat. Mamă, greu de manevrat, îmi trebuie mie. Eu simt nevoia de greu de manevrat. Mai e Leul Cezar, că el parcă se joacă. Eu? Porsche GT3? El a zis? Și alta? Mai zine una. Mai zine una, că nu știm dacă avem Porsche, că e pe sărăchie. Cred că am început ăla, cronometrat. Ai început băiatul meu. Am început băiatul meu.
cineva zice GT2. Ferrari 488, băi, pe ăsta s-a dat ăsta pe Ferrari. Cine? Ferrari, te-ai dat, mă, tu? Nu știu. Nu, nu, nu. Nu, a, mă, da, 488, da. Nu, mă, nu. Lambo. Era cursă plină numai cu Ferrari și tu te-ai dat cu Lambo? Da, era GT3. Era cursă de GT3. Și la 1.4, era mai multe mașini de GT3. Ce se aude așa? Ce se aude? Te distrage? Sărăcie. Nici nu trebuie, te, nici nu trebuie ceva, să te interese. Se aude. Nici al meu. Ba, al tău e timer. Cum așa? Ai o alarmă. What the fuck? Nu știam că telefonul meu scoate sunetele astea. Eu nu-l opresc, îți dai seama. What the fuck? Aoleu, aaa, Iulica, Iulica! S-au primit. De luță. S-au primit. Da. Ce ai făcut, tata? Era să o scăpi. Ia, 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 ia. Dar cu ce erai, cu nevoie erai când era cu ăla? Dar trage așa, cum ai întrebat ăla, că trage. Ia uite-mă. Ce-a făcut? Hai mă, nu mai... Tași mă. Tași mă, că am eu schema mea pe aici. Zi mă, erai cu... Da, Evo, Evo, da, dacă te dai, da. Da, dacă te dai, da. Era să murim, ești nebun. Nu mai trebuia să mă... Să întreb niciodată dacă te dai. Ratatatatat. Sești talentul tău, 800 de cai. Blană, blană aici, blană cu a doua, blană cu a doua. Da, tu-l vezi cum îl ține capul furculiță. Păi e învățat de la off-road, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ce aveți, mă? Ia, 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 uite unde ține mâinile acum. Ia, ia, ia. Unu 55 vorbei de mine, mă. Ce-am vorbit? Ce-am vorbit? Deci, cum ce-ai vorbit? Ce-am vorbit? Nu m-a de rău mai vorbit. Să mă știe toată lumea că da, facă, da. Drecă. N-are nimic, poate să mă fac. Pe timpul tău, da. Nu le răspund. Erau eu sunt gazdă, frate meu. N-am ce să fac. Uite-te în oglinda retrovizoare sus. Ia, ia, ia. Oricum are reacțiile. Ai transpirat un pic, e? Un pic, da. Vine ăla cu mașina de curățat. Îl deranjez? Îl țin din timp? Îl țin din treabă? N-am vrut. I-am dat 5 băgame. Auzi, mă, ce zic, ăștia să luăm un Lotus. Lotus? Și să ne dăm pe Monaco. E, 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 pe Monaco. Nu este oameni de Monaco, mă, frate meu. Păi da, mă, dar în oraș e 50 la oră, nu putem să... Da. Nu pără de la ceasă, până la Monaco. Îi place la Monaco lui, îți dai seama. Nu, mă, hai să vedem cu ceva ca lumea, nu cum vreau. Vreau ceva cu tenis. Ia, 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 fiți. Ai învățat de la mine aici. Evo ăsta nu-i puternic, mă, frate. Da, puteți să ne dăm tot cu Evo ăsta. Dacă vă dați cu Evo ăsta... Ia uite-mă ce-am făcut. Ricardo Tormo... Spargi în parafeție. Cât timp am, mă, frate? Nu te-ai mori. Schimbă-și, dă-i 6. Aha, mai am un tur. Ăsta e ultimul. A făcut 4. A, gata. Hai, lasă așa. Dă escape direct, că nu am pierdut mult. 3-4 secunde. A, auzi, n-am pierdut mult. 3-4 secunde. Le recuperez. Asta e ultimul tur. Da. Dacă nu ieși în bălărie acolo. Da. Așa bălărie. Îl băteai pe Silviu. Nu l-am chemat aici să-l bat, frate. Stai să mai zici o dată. Deci? Nu l-am chemat să-l bat, frate. Îl băteai pe Silviu. Hai, că acum serios, acum consumăm timpul, aiurea. Da, așa este, putem corect? Să oprim, da. Hai să oprim. Hai. N-am de ce să mai fac. Ce să facă mărăcire? Haide, mă, alege mașina. Ia, ia, fiți atenți. Am vrut să-i trag și eu lat, dar nu merge lat asta. Păi scoate ESP-ul. Scoate, mă, ESP-ul să meargă lat. N-am, mă, ESP, terminați-vă cu prost. N-am, mă, ESP. Nu știu ce a schimbat, s-a rupt ceva, că eu n-am schimbat. Ai auzit? Da, 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 da. S-a rupt ceva pe spate. I-a căzut relantiu în baie. 100%. Da, dă escape, fă ceva.
Bun, și acum avem... Bă, dar știi, dubios, ai văzut când e interiorul și intri un pic pe zăpadă, sare ceva galben în sus? Da. Noroi. Sau pipi. Păi eu cred că e zăpadă cu pipi. Zăpadă cu pipi. Bun, close. Deci ce facem? Schimbăm mașina, da? Da. Bun, și am zis că punem Lamborghini. Ah, altceva, nu BMW sau ce? Nu, dar e 488 GT3. Ce dracu mă, sunteți nebunești? Uite, M3 GT2. Bă, nu ți-e rușine, mă. Bă, bă, deci eu asta? N-am văzut, mă. Tași că te-ai jucat. M3 GT2. Bun, perfect. Deci tu alt design. Alt design. Iată un pe mine, șefule. Ce vrei? Aia, aia lui James Dean, două. Asta e. Cu M3 GT2. Și cu asta facem și cu asta. Bun. Și dai circuitul... Am greșit ceva, am făcut ceva greșit. Așa. Dai back. Un gelul, nu știu ce. Vrei nu mă, ne dăm pe ăla pe care ați zis ce? Voi, ce-am Mugello zis? Sau care era? Ce-am zis? Ce-am zis? Ce-am zis? Spania? Barcelona? Nu, e mic. Jerez? Spa, fostule! Spa, mă, spa. Spa, mâncă. Ai fost la spa? Te-ai dat și pe spa? Opa! Tași că n-a fost la spa, Bodo. Aici rupem. Aici s-ar putea să-l rupem. Aici s-ar rupem că n-a e urât spa. Auzi, n-a fost, dar e urât. Bă, nemernic ești. Haide, băieții mei, care vreți? Îmi place circuitul. Hai, place. Hai să te vedem. Place. Hai. Dă-i, dă-i aia. Dă-i, dau aia, dau. Bă, dacă vreți la final, poți să vă bagi și pe transfăgărășeană. Da. Dar îmi doresc transfăgărășeană. Pe Sinaia poți să ne bagi? Am și Sinaia. Nu cred. Da, ai vrea tu. Vrune, vrune, Sinaia. Păi nu, că m-am virajul meu acolo, eu la Sinaia. Ce faci? Unde să-mi iau telefonul, nu știu unde am pus telefonul. Unde? Al meu. Avem o oră 25. Ia ține-mă. Pe unde pula mea se iese aici? Aaaa, ce dracu mă l-ai chemat pe ăsta de la Iași? El nici nu știe să iasă pe circuit, dracu. Sper că am luat-o bine. E bine, mă, e țiplă așa. Vezi că e blană. Nu stau, bă, frate. Mă mut, na. M-am mutat. Nu e, mă, uite, e un telefon aici și ia. Ăsta e al tău? Nu e al lui Bodo, că tu n-ai cu copilul lui Bodo pe telefon, vorba aia. Ue, nu știu, vrei să te sun? Da, mă, dar uite-l, mă, aici. Da. Așa. Ia vezi că se aprinde becuri acolo, așa? S-a stricat ceva în bord? Mamă, ce merge ăsta, bă? Pare ușor de controlat mașina asta, nu? Nu mi se pare nimic periculos. Da, nu e, să știi. Păi, pe cât ai traction? Pe 3. Păi și pe cât să-l ai bun? Avem voie cu traction control cu ăștia? Nici nu știu. Păi, ăsta e al meu? Ce mult am băut din el. Dormiți? Ziceți-le cu ceva. Mai vrei să citești pe multe oameni, la Laguna Seca, ia. Laguna Seca mie îmi place. Ți-ți place Laguna Seca, nu? Băi, păi acum, după ce terminăm sesiunea de... Da. Ia de aici mașină pentru Transfăgărășean. Nu văd, frate. Da. Nu vor merge linkurile. Da. Nu vor merge linkurile. Da, mi se pare ce face băiatul ăsta aici mai lejer decât cu Evo și cu așa. Nu contează. Nu. Lasă, facem cu asta. Păi da, mă, dacă omul merge bine, asta nu înseamnă că merge și noi bine. Uite-mă că a plecat. Na, ia uite, ia uite. Păi da. Știi el cu ea, mă, știi cu ea. Puteți să băgați adâncata, da, știm că putem. Îl știe Bodo, că Bodo e... Știu fiecare grup. Așa. Avem și cursă, avem și cursă cu alte mașini după aia. Să vedem cum se descurcă băieții. Cum se bagă ei pe interior, cum frânează, cum dalea, cum dalea, cum dalea. Și după aia asta e, adică cât să ne și jucăm. Dar ți-am zis, vreau să facem rețea, să facem frumos. Asta este, se numește șicana moartea pasiunii. Să știi. Din punctul meu de vedere, după ce mergi pe tot circuitul ăsta, ți se noadă mâinile aici pe șicana asta, pierzi 2-3 vieți, înțelegi? Asta e, gata, aici e linie dreaptă, să ne calmăm. Și mai e un ac de păr în capăt acolo, unde tot așa, și după aia vine șicana aia în așa, zic cum se numește, ceva cu ruj, cod du ruj, de jo-jo. Da, trimite-și, da, de goșon, vă-jon. Ce fi cum? Acul de păr, îți dau un de la destivuitor? O măciucă de-aia? Dacă îți dau o măciucă de-aia?
Așa, și aici vreau să te văd cum ei. Aici vreau să... merge plin. Da, a cincea blană. Blană, tată. Cel puțin la televizor merge. Da, ia uite, opa. Ia. Ai furat. Ta-ta-ta. La pușcărie. N-are voie. Asta e descalificare. Ruj. Ruj. Se numește. Urâtă limbă. Urâtă, urâtă. Spume. Ruj. Ia uite, mă, ce concentrat e ăsta, îl văd. Dă-te în pula mea unde... Iar ce-i făcut pula? Hei! Ce-ai făcut, mă, ești afară? Și tu, măcar o dată pe acolo, să vedem și noi clasele. Da, mă, virajul ăla, să știi că nici eu n-am gust să-l iau. Adică, nici măcar eu. Păi nu-ți poate nimeni. Asta e. De fapt, e Radinon. Ce? Eruș și Radinon. Ce dracu, bă? Vorba aia. Ia-o mai încep, că nu e nicio grabă vorba aia. Ăsta e ultimul, intri în ăla, cronometratul după ăsta, să știi. Serios? Da, da. Ai 4 minute 22. Da, trebuie să vorbești tot timpul. Da, asta e. Deci trebuie să spui o poezie, fii atent. Sau Luceafărul, ori Luceafărul poți să recizi dacă vrei, sau una pe care o știi tu. Nu contează. Zi-o pe aia. Da, roșu, da. Baba n-are moșu, exact, da. Zi-mă. Zi-mă și o poezie. Dacă vine Moș Crăciun acum, intră în cameră și zice: "Hai de pe genunchii mei, Bodo, zi o poezie." Ce zici? Ce zici? Nu vorbește cu noi. Hater. Să nu mai chemăm. Tu notează acolo, să Bodo, nu mai. Păi dau, deci, haide, dacă nu vorbește pe o oră, da. Da. Îi dau prioritate 2 secunde. 2? Poți să-i dai 10. Deci, dă-i, bă, 10. Că două nu fac diferența între mine și el. Zi-mă, Bodo, povestește-ne de tine așa. Ce mai faci tu? A? Care mai e viața ta? Nu vrei să ne zici? Nu, merge plin ăsta. Da, aici plin. Dar fii atent, aici aici merge cu 3. Deci aici merge cu 3 că e... Se duce dreacu, n-are nicio șansă. Moartea pasiunii. A știu de ea. A ținut-o minte, ești nebun? Vezi, mă, ce înseamnă să fii pilot? Ai alt antrenament de ținut minte. Zi-mă, Bodo, cu ce te mai ocupi tu? Cu ce-ți mai ocupi timpul zilele astea? Ți-ai luat monitor? Ți-ai luat, a? N-am luat un... Ți-ai luat un monitor. Și-a luat un monitor, Bodo. Un Huawei. Dacă o să-l vedem și pe Bogdan de la Drag, pe Sim, cu siguranță. Cu siguranță o să avem foarte mulți invitați. Vrem anul ăsta să băgăm jocuri blană, să ne jucăm aici mult. Să pun ăsta. Și... păi nu ca mamaie. Vedem timpii că, na, și o să avem invitați și de pe Twitch. O să avem cei mai activi, cei mai activi oameni de pe live-urile noastre. O să avem și pe invitați aici să ne povestească despre jocurile astea și despre simulatoare și despre competițiile de simulatoare în care ei participă, mă gândesc, dacă participați. Dacă nu, nu. Să-l întreb ăsta, nu? Băi, Bod, vorbește-mă cu noi, mă, da, frate. Da, mă, dar vă zic, ce vreți să vă zic? Păi, de exemplu, ne interesează planurile tale pentru 2021. Ce? 2022, scuză-mă. Ia, aoleu, iau-te. Când am început cu planurile, s-a ales praful. Care este? Da, bun. Planurile. Deci, care sunt planurile? Planurile. Moto RC, ovale. Moto RC și ovale, nu? Ok. Bani mulți. Bani munți? Bani munți? Munți de bani. Munți de bani. Nici nu mai când aud de bani și de planurile lui Bodo, nu mai pot să țin telefonul în mână, vorba aia. Deci copiii care sunt interesați să participe la Ovale Cup, să-i scrie lui Bodo pe... O să apară toate. Pe Ovale România. Și cei care sunt interesați să participe la cursurile lui Silviu Toma, pot să-i scrie și lui pe contul de Instagram sau pagina de Facebook sau site. Site de pe 20 ianuarie. Poți. De pe 20 ianuarie. Site? Ce zic oamenii ăștia aici? Așa. Stai că se sucește Samsung-ul ăsta. Ce? Live? Nu știu ce. Da. Dacă aveți idei de competiții pe care putem să le facem aici cu invitații noștri, iarăși, suntem deschiși. Avem Discord, unde suntem acolo și răspundem la întrebări sau la ce vreți voi.
sau la sugestii, ca să zic așa. Mamă, tu ai ușa din carbon, mă? Eu acum o văd. Păi Bodo e din carbon aia? Da, frate. Mamă, ce bani ai, Bodo? Și pe slânga și pe dreapta aici, nebun, ți-ai luat de carbon. Bravo, frate meu. Așa se face treaba aici, nebun. Ce timp ați scos, mă? 2.48! Mai un tur. Noi? 2.20, 2.15. Cât ai făcut, mă? 2.48? A, păi de la mașină, mă, cred. Mașina e de vină, că e BMW. Au auzit parapet. N-are, mă, e coant. Ai spus să-l dă la parapet? Îl vede. Da. Cât? Acum, deci 2.48, 2.49, ăsta e timpul tău, nu poți mai bună, e clar. E clar. E... A luat piciorul, i-a dat 4. Ce-ai făcut, mă, Gogule? Ai fani aici, în tribună? Vrei să-i salut sau? Salut, vrei... salut, fanii mei. Vrei să te vadă, nu? Ostașii mei. Nu trec prea repede, că nu mă vede lumea. Asta zic, băi, trec. Se vadă sponsor. Da. Deci timpul nu ți-l mai țin, că ăsta este ultimul tur. Conometrat. Conometrat. Cât ai scos la timpul? 1.49, 1.50, nu știu. Au zis băieții la un moment dat, da? Da. 54, să vă... Nu m-am scos 1.49, nu fi nebun. Era sub 50. Bodo, cât am scos, mă, cu Evo? 49. 49, vezi? 49, 7. 6. Pune 49, 7, frate meu. 7. Așa, că sună bine. Și domnul, cât ai scos? 47.7, cred. Și Bodo, 1.47.6. Da. Ba, ce strânsă treaba, bă, băiatule, bă. Aici, mie așa îmi place. Să fie strâns. Da, mă mai antrenez eu, vă promit. Mai rămânați peste program. Și mai fac antrenamente pe circuitele astea ca să, nu, să fim competitivi, adică nu așa. Să ne batem joc. Bă, tu știi cum e BMW-urile cu asta? A, vedem acum. Ia. Dar ce încet mergi, de ce? Că e ultimul tur? Vrei ne ții aici mult? Sau care-i treaba? Bodo, care-i treaba, Bodo? Ce m-aș băga la un competiție cu voi? Păi o să facem, frate, o să facem. Avem și competiție, dacă vreți. Îl avem, încercăm. Adică vi se face mult mai nasol, că se miște imaginea, camera e în cap. Da? Nu e fixă. Aha. Și când pui frână, se lasă imaginea. Nasol. Da, putem să încercăm jocurile de drift când vin. Păi nu știu, o să facem și drift, probabil. Da, ne trebuie frână de mână. Hidraulică și alte setări la volan și haos și așa, de-abia... Haos. Aos, de-abia reușim cu ăsta, sau ce țin eu. Ia și tu un microfon să te auzim, Marius. Nu e nimic important din ce zice Marius, de-aia nici nu băgăm în emisiune, să știți. Da, aveți voi, da, pare. Am eu una acasă, o frână de mână, da. Chiar am. Așa, v-am zis, vrem să ne jucăm lângă cuier, da, nu mai e lângă cuier, am mutat-o. 45, gata, da. Gata, oprește mașina, te rog, nu-ți bate joc. 2. Nu-ți bate joc, pune frână. Așa, mulțumim. 2.45.2, notează acolo, Marius. Da, dăm aici escape-ul. Am vorbit la fiecare tur. Ai vorbit, da. 2, măi. 2, măi. Da. 2, măi. 2, măi, 2. Măi, omă, e măi. Gata, șefule, ești pregătit să-i dai cu startul. Stai așa să... Sau hai la ture, nimeni nu stă pe bară la sim, că sunt cauciucuri suficiente pentru toți. Nu am mai pus pe Silvia nimic. Ce faci, bossule? Nu merge? Vezi că dacă apeși pe ambele pedale, odată faci prin screen de la zi. Faci selfie. Ia ușor aici cu viraj. Ușor. Cine? Telefonul? Dar ce știu, mă, secretara voastră? Unde-i telefonul meu? Unde-i al meu? Unde e al meu? Eu... E, căcat! Căcat am voie să zic, că nu e în jurătură. Nu mai am echipament. La cum a plecat? A știut mai bine să iasă de la boxe decât tine, adevărul ăsta e. Deci e clar, are un avantaj. Are un avantaj considerabil. Aici e șicana aia pe care nu o luam noi niciodată, nu, Silviule? Da. Aha. N-a luat-o nici el. E prima dată când o ia și el. A, băiat, n-ai jucat aici? Noi? Nu, mă, ce drept. Cine jucăm aici, nebun? Ce vorbe să astea, mă? Da. A venit Sudorul să bage mâncați aici, dacă nu fumează, de rupe aici, nebun. N-am văzut așa ceva. E... Da, așa e.
Facem și curs acum, dar cu ce mașini? Facem cu toate trei? Nu cred că mai avem timp. Nu, nu, cu ce? Alegem o mașină. O altă mașină. Alegem. Și ce circuit și ce mașină. Da, și ce circuit și așa. Și mai avem 5 minute de încălzire. Facem calificări. Putem să facem calificări? Dacă vreți. Adică aș vrea să facem calificări. N-am jucat. Păi și dacă n-ai jucat, ce crezi că eu am jucat? Păi de asta zic. Hai să jucăm. Vreau și la asta o cursă. Și după aia... Păi nu cred că stă mai mult de 2 ore. O oră 35 cu încă 15 minute de căciulă, deci 45, faci 2 ore și un pic și după aia băgăm în competiție cu o tură de fiecare și nu mai ajung la garaj. Moment emoționat aici, în direct la Stax. Am pierdut un pilot valoros. Bă, îmi pare rău că și-a vândut omul. Și-am vândut și mașina Leul Cezar, să știți. Și mașina și setup-ul de SIM. Și probabil că vrea să-și ia Rolls Royce sau ceva. Ce? Are 3 și 11, mă, ce? Îi dai tare acum, Silviu? Un pic. Gata, mă, fiți atenți. Bă, fiți atenți că îi dă Silviu tare, fii atent. Da, lasă-l pe el, că fii atent. Aici e ac de păr, știți, da? E agrafă de aia, de doamne, de păruț. Ia. Ești larg ca să ieși cu viteză, frate meu. Aici, la vale, ți-i ia vânt. Ți-ai ia vânt. Și virajul ăla tai cum știi numai tu, Silviu. Aici, drept. Vezi că poți. Drept. Ia-o dreapta. A sărit ceva galben, pipi, dă-n ea. A sărit pipi din ea, Silviu. A. Tu n-ai știut schema asta, vezi? Hai cu 2 și 16. 2 și 16 e un timp bun. Mamă. Da. 2 și 16 e un timp bun aici. Noi avem 2.45. 2.45 ai scos tu, mă? 2.45, nu? The best. Stai slab, mă, băieți. Slab, rău de tot. Slab, rău de tot. Slab, slab. Bine, eu cel puțin. Dar... Cu ce, mă, frate? Cu cine? Stai să mai chemăm niște oameni să vedem care e bun. Și ăla care scoate cel mai bun timp, ne scrie și noi cu el. Faci și noi o ciorbă pe cărca lui. Ia, uită-te în ecranul ăla din stânga. Că știi cum e la curse, trebuie să te uiți unde vrei să ajungi. Da. Băieții sunt foarte concentrați aici, eu îi înțeleg. Miza e foarte mare. Dăm premiul o Supra GR. Da! Nici eu n-am râs la gluma asta. Dar am putea să dăm. Dar n-avem bani. Suntem săraci. Dacă eram bogați, era mișto, dădeam un premiu. Da, la sfârșitul anului era tare să dăm un premiu o mașină, știi, pentru cel mai rapid, știi, care era aici. Dar atunci ieșea cu bătaie, cu bâte, cu dale. Da, rupeau ăștia aici, făceau haos, să dai seama. Dar sunt curios așa de oamenii din social media, ce timp scot. A? E cu verde. Deci minus o secundă cu verde înseamnă mai bun, minus cu roșu înseamnă mai prost. Dar tot minus e. Minus o secundă și... E ultimul tur de încălzire. Că faci 2 minute, ai nici două tururi de încălzire, nu prinzi. Sărăcia asta de mașină. Ușor aici, moartea pasiunii. Șicana, moartea pasiunii. Hai că ai 2.32, te apropii de 2.16 ăla. Dar bine, mă, 2.16 ăla e cu mașină Formula 1, nu? Nu! No! N-are nimic. A ținut-o, mă. Să mă uită, nu m-am uitat, mă uită. 43, 44. Să vreau să te s-a uitat când a 2.44.0, știu cât ai avut? Giveaway pentru follower, să vină să dea și ei. Am zis că o să avem și o să invităm și oameni. Și avem și o canapea în spate acolo, sper că o vedeți canapeaua. O să invităm și oameni în emisiune, ca și spectatori, care după ce se termină emisiunea, putem să ne dăm aici, între noi. Să ne dăm între noi, știu că sună un pic gay, dar așa a ieșit. Nu asta a fost intenția mea.
Deci Silviu a terminat turul de așa și acum este... Mai ai 4 minute, frate meu. De concurs. Mai ai 4 minute. Nu te grăbi. Eu aș fi putut să mă uit și eu cu ce viraje, ce trepte intră băieții ăștia în curbe, să fac, să nu știu ce. A, vorbește, frate, mi-o zici, povestește-ne... Vorbesc cât vreți, băieții mei. Povestește-ne viața ta, de exemplu. N-am cum aici. De ce una ai cum? Povestește-ne de... zi, de canapeaua, vine și cu două fete frumoase. Păi veniți voi cu fetele, băi, ce drept. Vezi și fete să... Ce, păi ziceți ce vreți să vă zic și vă zic. Ce trebuie? 3. Și o țin așa frumos, pe fin, înțelegi? Cred că puteai 4, dacă mă întrebi. Da, ești adică... Ești aproape de apă. Dă-i 4, frate. Nu-ți fie frică. Am greșit. N-are nimic. Toți greșim. 3. Astea sunt întrebări. Întrebați-vă ceva, cât poartă la picior. 43. 42 jumate poartă. Asta? Pe Peugeot. Nu, sunt cu un BMW, șmeche, rău de tot. De la Leul Cezar. Ia, ia uite ea. Ce mă, te grăbești? Nu știu, bă, că are soft, are e nebunie mare. E cu păc cu de-alea. A? Seria 2. 228. 228. Sunt din Pantelimon, vin cu 3. Vino, frate, cu 3. Da, băiatul 84. Bă, mă simt bătrân, ești prost. Ăsta are 35 de ani. Cât vine să crezi? 35 de ani are ăsta. Și ăsta are bă, și el 38. Uitați cu 6 aici, plin. 37. Care e plin, că nu e plin. Nu e plin, e jumate plin. Mai un tur? Au! Te-ai grăbit. Deci 747 cu 2,47. Oricum l-am bătut. 2440. Stai, că mai era un tur. Ce nu s-a pus, mă, nebunul meu? A făcut oricum acum, 2440. Nu, 445. Cum, mă, 5? 2440. Ultimul, păi și nu betul luăm? Nu, betul a fost la încălzire. Ok, am înțeles. S-a așezat softul, auzi? S-a așezat softul, Silviule. Cine a zis? Un băiat, nu știu. Bogdan 135202. Adică are un 135 din 2002. Nici nu cred că se fabrica. Da, da, mă, da. Asta e, vezi? Asta e. Nici noi n-am jucat, să știi. Păi de ce nu joci pe toate circuitele? De ce nu joci pe toate circuitele cu toate mașinile? Că n-am timp. Fă-ți? Nu vreau. Nu vrea, domn. Oricum a câștigat. Ce? Chestie roșie și cu lumiera și cu... Auzi? Și cum facem noi acum cu... Cu cursa? Băi, eu zic să ia... Voi cădeți de acord, mă pune sau nu să vă zic în comentarii ce să vă dați. Da, alegeți un circuit și primul circuit care... Dacă l-avem. Ricardo Toro. E menționat aici de mai multe ori, pe ăla ne dăm și puteți să spuneți și mașinile și alea care sunt menționate ne dăm. Așa. Nu, măi, ești nebun. Da, mă, da. Hoție peste tot. Silviu, ce faci, mă? Uite, băiatul meu, vreau să fac un 40. 40 vrei tu? Dar de ce așa? A, tu vrei să rămâi aici în cartea recordurilor care va să zică. Da, și eu zic că fiecare experiență de asta să se noteze cu câte 5 puncte. Înțelegi? Și cine a strâns? Cine a strâns? Păi ne bate botul, da. Nu o să fie. Mount Panorama, pariu că muriți. Uite, vezi? Mount Panorama. Dar băiatul ăla vrea să murim? Da. Pe omul care ți-a vândut mașina. Are ceva cu tine. Ai, așa, a mers. Am înțeles. Da, circuit. Ne trebuie circuit. Nu Poiană, nu de-astea. Nordschleife cu 98. Nürburgring. Am ce dracu. Vreți să murim? Da, varianta scurtă de la Nürburgring GP, gen, da, ăla e. Ce să fiu atent? E 2.44. Ce v-am zis, bă? V-am zis că 40? 40. Alo! Dacă mai dau și eu o tură... Ce-ai făcut? Da, jos. De ce, mă? Gata, ai greșit. Ce, mă, nu mai mult? Ai 10. S-a terminat. Nu știu, stai că mă uit acum și stai, nu te...
te ridica, nu te ridica, nu te ridica! De da. Ce? S-a terminat. Ridică-te. Ia, frate, ține microfonul. Auto. Negru. Of, of, of. Ce să zic? Nu, hai că mai dau una. Bă, două pot să mai dau. Mâine, nu. Două pot să mai dau. Mâine îți trimit poză cu 37. Bă, pentru primul da. Tur pe circuitul ăsta n-am scos vină 240. Da, măi, pentru primul tur? Nu te-ai dat pe spa? Bă, m-am dat eu pe spa? Nu s-a dat, mă. M-a dat pe spa, mă. Păi n-a discutat că dimineața v-ați dat pe spa. Da, te-ai dat pe spa. S-a dat pe spa. S-a dat pe spa, obraznicule. Cu ce m-am dat pe spa? Bă, dar de ce minți? Te-ai dat obraznicul. Eu n-am mințit, eu am zis că m-am dat pe. Cu Lamborghini m-am dat. Da, mă, s-a dat, mă, s-a dat. S-a dat, ne calmăm, să ne calmăm. Ținu minte la cum te-ai primul viraj ăla. Eu am venit la primul, eram. La știu de pe YouTube virajul. Da, mă. Virajul ăla știu de pe YouTube. Nu, eu am zis că m-am dat. Și nebunia asta. Și pe Ricardo Tor m-am dat. Ce nebunie? Am dat drumul la timp, să nu vă citați. În realitate, nu. Un singur tur de încălzire, da. Adică... Nu, în realitate m-am dat. Că mi-a 5 minute să-l fac. Nu de altceva. Asta e că aici e virajul ăla, dar nu-l iau niciodată. Stai așa. Păi iau drept. Vă sparg aici. Știți schema mea? Aici? Nu știți, nu? Păi știu că v-a arătat. Fiți atenți. Sunteți pregătiți, da? Fiți atenți. Dacă l-ai și luat pe următor, ar fi... Nu contează, sunt oricum mai rapid. Ai scoate timp bun. Nu ești mai rapid. Nu, no, cu chestia asta nu mai. Asta nu. Asta nu, da? Auzi ce zic oamenii, Monța cu apa. Durează prea mult, mă, frate. Să îmbătrânim aici, vrem să durează terminăm prea. În două ore. Stai că eu nici nu pot să... Eu nu termin turul de încălzire în 5 minute, eu v-am zis. Mașină și circuit pentru să ne da, să ne băgăm în curs. Poate eu deloc. Ferrari 488 GTB GT3. Nu mai au meu zis mie în cască. El vrea Ferrari și cum? Da, Ferrari. Ricardo Tormo sau și... Ricardo Tormo. Da, Ricardo Tormo Ferrari. E simplu. 488 GT3. Îmi place cum merge mașina asta, să știi. Nu? Da. BMW, frate. Foarte frumos, da. Adică e BMW, frate, normal, de aia îți place cum merge. Îmi place. Gata, frate, acum vin! Hai, Dănuțule! Zi unde să vin, doua, că vin! Dă-i a doua, dă-i a doua! Calcă ambreajul, calcă ambreajul, că ai pierdut-o! Bă, ce oameni! Bă, ce oameni! Bă, ce oameni! Bă, vezi, mă, ce invitație am? Nimic, cred că trage frâna de mână ambreajul, nu? Nu-i conectat? Puteai să-i pui frâna de mână acolo. Frâna de mână pe ambreaj, pe picior? Cum? Apeși toate pedalele. Blană, blană, Daniele, blană. Ascultă-l pe fratele tău. Frate, blană. N-am ce să pățin. Fii atent, blană. Ascultă puțin aici, ia un pic gazul aici. Ia un pic gazul, ia-l, atât. Și dă-i. Țin-o, dă-i. Hai. Ce ți-ai zis, frate? Uite, bă, cum a țip la mintra. Să mă mai asiști. Și aici I love you. Aici Dumnezeu drăguț. Ia uite, uite. No, nu vira mai mult decât trebuie. Nu virez în cap. Nu pune stres pe anvelope. Da, ai dreptate. Ce să scomă că am luat o... 45 cu plecare de la box. Vă rup, mă, bine, t-am zis. Bine, stai un pic. Dacă... Am luat dacă fac schema mea acolo, rup. Rup, e schema mea. Eu pot să o iau pe aici, lejer, să fac... Bă, iau-o pe unde vrei, frate. Pot? Chiar iau-o. Da? Bine, mă, nebunilor. Vreau să-mi fac pe schimbă. Auziți, oameni buni, dușmănie. Ce ai zis, Bodo? Da. Băi, eu am practicat acest sport, motorsport și de obicei suntem foarte individuali. Așa. Noi așa și suntem foarte competitive, adică mă doare da. La banană dacă e de competiție, dacă o câștig și-mi joacă. Păi jale. Cum, frate, suntem într-o echipă aici. Nu da, contează. Da, fiecare cu echipa lui. Nu contează, suntem într-o echipă, dar e fiecare pentru el. Bine, mai că joc serios tura viitoare. Ah, ce am furat acolo. Sunt în viața de zi cu zi, dacă nu e vorba de competiție, nu. Nu, te transform. Nu, mă transform, sunt un animal. Oh! A ținut-o Dănuțu. Am ținut-o, da. Dar știi, mă, bancul cu ursul? Care urs? Și că se întâlnește... 2-5? Iepurașul cu ursulețul pe-n pădure, știi? Și ursul ăsta, iepurașul, acum dă teamă să-l ling un pic la funduleț pe ursuleț. Și nu știi ce să-i mai zică, că vai tu, regele animalelor din pădurea asta, că nu știu ce. Zice, a văzut că nu-l impresionează, la care e pura și zice, ursule, știi că au scos ăștia bere cu numele tău?
La care ursul, da, Dănuț? Bun. Bun ursul. Mi-a plăcut de el. Păi da, dar e cu la final. E cu, da. E la final. Cu... N-are nimic. Îl zic? Zil, mă, frate. Ce, ce putem să bătim? Bă, da. Ne ștergăștea. Îl știi? Ne ștergăștea contul de... Și că... Deci. Moș Crăciun să duce... N-am cum. Păi no, asta, aia e șmecheria. Aia e șmecheria, da. Nu, mă, hai că îl zic direct. Nu, păi dar n-are farmec, mă. Bă, n-are farmec. Fii atent aici, Bodo. Ci că Moș Crăciun se duce la o grădiniță și o ia pe o fetiță de vreo 5 ani și o pune aici pe genunchi și zice: spune tu, draga moșului, ai fost cu minte tot anul acesta? La care fetița: da, de ce? Ca să-ți aducă moșul multe, multe jucării. La care fetița: dar tu, moșule, ai fost cu minte tot anul acesta? La care moșul, surprins: da, fetița mea, de ce? Că-s pute degetul, apizdă. Aule, am zis cuvântul ăla. N-are nimic. Da, ține-i să rog, zice? Da. 241 e bun? 241-4. Ce, mă? 7. Și eu cât am făcut? 2-4-5. Ce 2-4-5? Cine, mă, 2-4-5? Eu am făcut 2-40. 2-42? Ne bate? N-am vrut. Ce? Bă, nebunul ăsta! Bă, du-te, Doamne, iartă! Nu știu, bă, ce... nu știu, îmi pare rău, n-am vrut să vă bat. Unde-ai notat, mă, du-te, Doamne, iartă-mă, de aici. 2-43, mă. Bă, și ăsta a făcut 2-41? Boss, nu, mă, eu am făcut 2.43, dar tu, ăsta cum a făcut, mă, 2.41? Nu, am luat virajul bine, nu. Nu cred așa ceva. Jur pe viața mea că l-am luat bine. N-am furat nimic. Nu știu, din greșeală, eu v-am zis că nu va... Mulțumesc, oameni buni. Păi nu, dar vor să mă fure, m-au băgat aici să mă facă de râs. Nu știu, bă, frate. E bine că a făcut, că eu nu vreau să-l bat. E încă un monitor pentru chat. Marius. Acolo, la camera ta. Daniele, dar tu nu prea ai vorbit, fratimiu. Da, păi m-am luat cu jocul, mă, frate, aici, dar pot să vă povestesc. Deci ăla cu 241 nu se pune. A, e la încălzire? Bă, nu știu timpul. Stai așa. Uitați-vă și voi aici. Păi da, dar cum vedem noi astea? Dă-i cu 0-0, 0. 0-0, 0-0, 0-0. 7-15. Deci mai am ăsta și încă unul. Nu, e gata. Cum adică e gata? Mai prind unul, frate meu. Mai prinde unul, mă, mai prinde. Băi, nu fiți... Hai, mă, dar nu te deconcentra acum, pe bune. Tu te iei după noi. Îți zic că noi suntem aici să te distragem. Da, mă, frate, nu e panică. Hă? Ia uzi, te cheamă la merge de sunt locul Hamilton. Ia uzi, bă. Dar nu pe tine, pe Silviu. Pe Silviu, da? Să-l cheme, mă, frate. Nu, Silviu, iau și eu 5% dacă mă duc l-a văzut pentru în live. Pentru suma potrivită, știi cum să zici. Aici te-am învățat, da, să fii cu 6, da, plin, nebunul meu. Dar vezi ușor că aici e moartea pasiunii. Dar nici așa. Dar ce adică? Fii atent în timp ce scoate. Fii atent în timp ce scoate. A, aici ai făcut de la zi. Am ieșit larg. 2-4-1-7. Hai, ultimul tur, baftă în trafic, cum da, se zice. Mulțumesc frumos. La băieți. Drumul liber. Am și vorbit, dar nu e panică, dar vă povestesc dacă vreți. Bă, dar nu înțeleg cum. Nici eu nu înțeleg cum. Bă, nu, are... Zi-mă ce i-ai făcut. I-ai băgat ceva cod. A făcut ceva, 100%. Da, mă, duc. Bă, dar merge rău, ca și lovit-o și tot scoate 41, adică e... Ah! Incredibil, dacă am dat așa astea cu genunchiul când am tras de volan, ești prost, da. Să pomenești. N-am vrut. Mă bate acum. N-am vrut. Dacă nu lovești, mă bați. Bă, nu cred, mă, frate. Dema 5 că asta zic. Nu. Au! Marieta. Nu, e ok. L-a luat bine. Nu că e pe minus, să știi că apare. Nu înțeleg ce ați făcut voi aici, adică. Am dorit.
Ați dormit? Am dormit, da. Pe mine m-ați și pus să vorbesc, să fac socotele, ecuații de gradul. Probabil de acolo se trage, da? Nu știu. Eu cred că... Ce? Nu, no, gata, că... aici s-a tăiat. Eu știi ce cred? Eu cred că te-ai tăiat. A făcut Marius ceva, mă, frate. Bă, da, fără Caterinca, ai făcut ceva. Jur, a băgat niște coduri, ceva. Să ne zică și nouă oamenii de ce... Nu se explică. Îl cheamă așa. Adică aici intru așa, cum pot eu da, să-l bat? Cum poate să mă bată dacă el intră pe aici așa? Uite-te și tu. Nu e corect, frate meu. Dar ăsta, să pune turul ăsta că a ieșit pe acolo? Ce să-i tram, mă, frate, că se sunt... se merg pune. Lejer. Adică nu mă agit, știi? E mai lung, teoretic. Să nu taie, eu nici nu știu circuitul ăsta, nu înțeleg cum aș putea să-l bat. Au! Au! Ai văzut cum ai luat gazul la timp? M-am speriat, ca o pizi, ca o păsărică. Ce să faci? Mamă, ce timp scoate! Mamă, ce timp scoate aici! Hai, mă, terminați-o cu prostile, nu-mi spui nimic. Da, 100%. Au! Ce bine ești! Ce bine scoate! Bă, românul, bă! I-am dat mantea mea aici, mulțumim! Nu e bine și aici, nu pot să cred! Nu pot să cred! 2-3-7, frate! Bă, cum adică 2-3-7? Mai mergeți odată, e ceva greșit. N-are cum. 2-3-7-0. Eu zic să mai mergeți odată, frate. Eu l-am trecut, mai are o tură, nu? Băi, ai mai dat cai de undeva, nu se poate. Da, nu mai am, dar o mai fac și pata, că poate scot mai puțin. Deci am câștigat Daniel aici. Da, frățior. Foarte ciudat. Nu pot să-mi explic, să știți cum. Ce a zis lumea? N-am mai... Să mă numesc, am câștigat, eu ce să mai zică? Ce schimbă Daniel ăsta. Și cu anvelopele aici. Da, incredibil. Se întâmplă ceva, ați făcut ceva vreo. Oh. Gata, frate, gata. Hai. Am 2 ore deja. Bun, zi ce trebuie să fac aici. Să ieși, exit. Deci jucăm în ăsta sau în ăsta tot cursa? Nu, în ăsta facem cursa. Bun. Acolo. Stăm aici, race, nu? Race, dar vezi câte leapuri. Deci acum ce facem? De 4 leapuri. 4. Patru lepuri, Ricardo Tormo. Are niciul alt circuit, nu Ricardo Tormo. De ce mă lasă Ricardo Tormo? Că e scurt. Păi eu zic să începem... Bă, hai mă, jucăm pe ăsta. Acum să începem eu în ordine inversă. Eu că l-am învățat acum. Jucăm pe ăsta, mă, știm. Jucăm pe ăsta. Hai pe ăsta la altă mașină. Eu l-am învățat, adică n-am. Da. Alegi altă mașină. Ce vreți, ce mașină? GT3. Ia un GT3. Porsche? Da. Te putem să luăm Supra, dacă vrei. Nu, cred că vezi că unul este drift. Păi și cum văd? Ia și tu un GT3. Stați puțin. Porsche. Calmați-vă. Calmați-vă toțele, vă rog. Cayman, mie îmi place. GT4. Chiar e ce trebuie. Sport. Chiar se conduce bine. GT3 2017. GT3 cap. Gata, mă, de-asta luăm. Dar nu-mi place livery-ul. Poate găsim ceva mai frumos. Uite asta. Bun. Atât. Uite, mă, cu ce ne dăm. Frumos. Avem aici paint shop, dacă vreți să facem lucruri. Scriem Silviu Toma pe ea. Bun, deci am dat cursă, frate meu. Da. Cine e primul? Păi Bodo era primul, dar dacă vrei poți să intri tu sau Penalti. Deci acum ce facem, mă? Cursă. Adică? Ne dăm cu alții? Da, mă, frate, cu alții, cu calculatorul, gen. Nu. Da, sunt. Porsche... Auzi, lui Bodo îi dăm ceva mai sus. Să fie ăia cu... Îi dau ăia mai Formula 1. La noi am pus cu 80%, știi? Și la el dau 100%, să fie și agresiv. 80% ai dat? Da. Cu flegme. Îi dai flegme pe geam. Hai, tu ești. Eu. Haide, frate. Vă propun să... Să ce? Avem voie la 3 restarturi în cazul în care ne învârte. Aaaa, am început cu de-astea. Pe ce, mă, în viața reală ai voie restart? O să te învârte. Nu, contează, bă, asta e. Și Bodo se dă cu aia, puși, mai, cum i-am pus eu, mai încet, așa. Gata, frate, poți să-i dai. Ești pregătit? Nu are, poți să furi startul, băi, dacă vrei. Cum adică? Ce faci, frate? Ce fac ea, mă? Bă, ai stat până nou, frate, la 80%, ce-i atât, mă, închide. Ce-i
De ce nu 100%? Nu, 100% nu-i bați niciodată. De-i pe 98%. Bă, frate, 80 și cât? 98%. E greu, frate, că deja... Păi nu, mă, maxim ce? Să fim ultima mașină? Nu, nu pleci ultima, dar... 95, mă, e prea mult 99. Bă, frate, nu știu, mă. Nu știu, bă, așa a zis Marius, eu așa fac... Dar de ce zici tu că eu ies pe ultimul loc, de exemplu? Păi da, mă, dar eu ascult 245. Păi, eu-l înțeleg. A, asta e problema. Hai, urcă-te în ea, vărule. Bă, dar n-a, nu i-ai pus la valieră. Nu, i-am pus, dar oricum nu vorbești. La ce trebuie lui, că el oricum nu vorbește. Ia, haide, vădă. Ia, vezi cum pleca, băi. Da, ăsta e start, mă, da. De pe liber, îi dai banc și antuia? Ce e asta, mă? N-are ambreiaj. Opa, 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 mamă. A distrus-o, m-a făcut-o praf. Băi, pardon. Să joacă NPS, foarte bun. Băi, Bodo, de ce nu-i depășești, mă, frate? Nu vrei, a? Am înțeles. E prea greu, mă, ăla. E greu cu Porsche-l ăsta? N-are nimic. Dar ai șanse să-i depășești, dacă mă întrebi. Cum n-ai nicio șansă? Aici, în virajul ăsta al tău. Bun. Ia uite ce, îi rupi, ia interiorul aici. E nervos, lăsa, dați-mă pe 95. Nu știu ce să zic. Eu vreau să joc pe 100%. Da, și la fel, joacă-mă tu pe 95, adică... lasă-mă pe el că e mai... Îți dai seama, nu vreau ce avantaje, drept? Nu vreau... Nici dar... eu nici atât, ești de și ori 100% ori nimic. Uite, mă duc și eu la toaletă. BMW-ul ăla înainte era GT2, nu? Da. Îți las la valiera ca să nu audă băieții ce fac eu acolo. Dar ce mai zic băieții acolo? Nu știu, nu-i la mine. Nu, mă, mai duc până acolo. Haide, ține-te, rostogolește-te. Ești pe cameră, oricum. Rostogolește-te. Să înțeleg că în sezonul următor Stax colaborează cu Road Drift. Ia uzi ce zic băieții. Colaborăm aici, acolo. Colaborăm aici cu Road Drift, auzi ce zice Marus. E setup-ul lor. Au, ce-am făcut? Ce-am făcut, bă? Cancel. Cancel. Nu, era să fac pe cineva moderator. Deadshot WOT. Vedeți că vă dezactivează Marius controlul tracțiunii. Ce-ai făcut, mă? Domnul Pobodă, nu. Împinge pe aia, parapet. Bă, dar ce ați făcut, mă? Că nu poți să controlezi mașina. Nu poți să ce? Ați scos traction control-ul bulangiilor. Că am fost la baie. Nu, n-a umblat nimeni la nimic. Te-a luat frumos, pe interior. Mamă, mamă! Mamă, mamă, mamicule! Bagă-te acolo și ia. Ce dracu, mă? Băi, pălmă, fă-i ceva. Bă, ce ai făcut, mă? Nu e al meu. Nici ăsta nu e al meu. A, deci aici... A. Ce faci, băi, mâna după volan? Bine, deci eu n-am văzut vorbesc la telefon acum, nu? Ba da, aici, vorbește, mă, frate, la telefon. Nu șansă să controlezi mașina. Să înțeleg că în sezonul următor Stax colaborează cu Road Drift. Cum se scot eu de aici? Nu, cât am fost la baie. Nu, mă, nu, da, ieși. Bă, să-ți vedești. Ce mai faci, mă, frate? Ofticosul ăsta. De ce? Ia, mă, alta, mă, dacă e proastă asta. Nu, că e bună mașina. E bună mașina? Nu trebuie să fie mașina, nu? Aha. Da, mă, ci că aruncă cu doza de master în aia, dacă e. Așa. Legat de Road Drift, da, ei sunt, ei ne ajută. Unde, Marius, unde? Împreună cu cei de la Disproof și de la Monster, ne ajută cu setup-ul de jucat. A, nu, e din De la Fanatec. Legat de colaborare, da. Am fost tot timpul prieten, ca să zic așa, adică nu. Și am mers, am filmat. Am filmat la drift, nu? Am filmat. Da, mergem. Nu sunt fan decât Caterin, că proastă. Da, stau. Hai, cum mai stau? Hai, stau. Și unde e Marius? Ușor. Ia încet. Ce face, mă? Ce face, mă, băiatul ăsta acolo? Cred că nu are mașina traction control. E posibil. Păi nu are. Nu are? Păi e de curse, mă, frate. Mașinile de curse nu umblă cu de-astea.
Bine, acum mai nou, știi? Mai pe nou avem sisteme, avem dale, avem dale. Da. Nu am. Control T, frate meu. Vezi ce știu la jocuri? Păi și? Nu ar trebui să apară ceva? Nu, mai dau așa, dacă nu facem nimic, nu facem nimic. Ia-ți, frate, altă mașină. Ia, apasă acum, control T, vezi ce zici. Uite, scrie sus. Ce scrie? Not available. Not available. Da. Așa, fă plecare, frumos. Hai, mă, că-i bați, mă, Bodo, ce dracu te cramponezi. Da, mă, dar nici ei n-au, frate. Păi tocmai de asta, uite de unde frânează. Tu poți să te bași printre ei, vezi, ei nu poți să facă asta. Deja nu mai ești pe ultimul loc. Sau ești pe acolo. Pe aproape de ultimul loc. Acum ești pe ultimul loc, cred. De asta zic, că nu ai nicio șansă. Băi, eu am, eu îi bat. Eu ți-arăt, să vezi. Intră la Electronics. Nu are traction control. Că na, Bodo a fost pilot de curse și mi se pare și normal să nu vrea să folosească traction control. Că îl încurcă. Cazul pe ei, hai. Și te-ai dus, stai la aspirație. Da. Stai la aspirație, frate. Care aspirație? Asta care se întâmplă, cred. Ma. Da, da, dacă accelerezi, mă învârt. Eu te cred, da. Trebuie să știi să dozezi acolo accelerația la limita aderenței. Dar, da, o să ne bată pe toți. Acum să vedem la ce distanță. Știi? Care e cea mai mare distanță? Are traction control, că s-a jucat cu mașina asta, băiatul ăsta, și că are. Dar la noi nu merge. La noi n-are. E unavailable. Poate, na, avem niște setări greșite, cine știe. Cine ar putea ști? Ce schimbă? Vrei să te dai pe ea mai încet? De seama că alții care bat calculatorul din... Păi și noi îl batem, mă, frate, dacă ne antrenăm, ești nebun. Eu sunt ferm convins. Că după câteva emisiuni de astea, cel puțin eu o să fiu mai bun. Nu știu restul, dar eu, clar. Ia-o pe acolo că e și aia o variantă. Gran Turismo are niște, nu știu, știi, are o fizică a jocului, are așa, asta e altfel. E mult mai complicat ăsta, dacă mă întreb pe mine. E GT3, da, 911-2017, parcă, da. Deci acum ies la 99 sau la cât dracu i-am pus? 95, deci trebuie un 90, așa să zicem, un 92, gen. 80 era prea puțin, ai văzut că l-am pus eu. Parcă pe 88 îl pusesem și n-ai văzut, îi topea aici, nebun. Mor! Ești pregătit, Bodo? Mm. A zis un băiat, Bodo, dacă îi vede, îi prinde, n-are cum. Funny, mei. Funny, funny. Băi, deci îi vezi? Îi vezi, da? Am rostogol. Am venit printr-un rostogol. O, nu. Așa, mă, tată, și aici e gazul un pic. Dar mai devreme, gen, dacă îl luai, era țiplă. Da, e bine și așa. Zi, mă, îi dăm pe ea mai încet? Păi... Dacă tu îi vezi și nu poți să-i prinzi, trebuie să-i dau mai încet, ești nebun, e clar ceva dubios cu ei. Sau schimbăm mașina, să luăm una care să aibă traction control. Eu așa zic. Hai, schimbăm mașina. Cum dau eu escape cu mouse-ul, cu ăsta, cu microfonul, nu dă nimeni. Da, deci pentru că este emisiunea pilot, testăm lucruri alături de voi. La ce te uiți, mă, frate? Păi, ți-am zis eu care e. Uite, îi dau un microfon lui Marius, dacă vreți să zică, și i-au căzut foile, nu zice, mă, că e răcit el, când e răcit nu vorbește la microfon. 95 aici, 4 laps. Ce, e pus pe profi sau ce? Prea multe setări, bă, la treaba asta. Prea multe. Ce cameră merge? Real conditions, nu, ăla e de la... Unde? Temping la mașină și de settings.
Nu, dă înapoi. Vezi că ți apare o cheie aici. S-a dus timpul, 24 de minute, bă. Aici? Bă, dă pe imagini și uite cheițele acolo. Mamă, aici. Manage setup sau manage car? Frate. Da, mă. Același lucru ți-a dat. Bă, mă, tot vă dă la butoane? Da, da, da. Schimbă mașină, dă un... Brands. Ziceți, luăm Ferrari GT3? Ia ce vrei. Da, eu schimbam circuitul, mă. Dădeți-vă pe Nürburgring varianta GT. Aia. A, mă, că nu știu. Iar îmi dai circuit nou. Păi, dar unde mai e far, mă? Vreți doar să câștigați? Da, nu trebuie să câștigați. Zi, da, exact. German. Nürburgring care e? GT. Vezi de la scurt. În fie 90 la el. GP? Da. 5,1. Baftă la băieți. Baftă delo. Umblă la soft, dar fac ăștia fac zi. Fac mici mașuri aici, mă, frate. Eu spun, 150 de lei, 4 peșuri de lei, inclus de 80. Hai, da. Dacă vreți preșuri de 80, frate. Mai uite cineva la noi? Nu, nu se vede. Da? Cât mai? Nu știu. Nu știu să văd cât mai sunt, dar mai sunt, cred. Niște oameni aici, dar nu știu cât. Apoi și pe imagine. 51. Bagă laptopul la OBD. Ia uite. Ai închis ușa. A, ce ai ales, mă, Ferrari? Da. Ce slabă. Băi, să știți că îi dau cum o secundă. S-a dat mașina. Și-a și plăcut. Da. Și ce circuit e ăsta? Este Nürburgring, varianta de GT. Deci, circuitul ăsta nu s-a dat. Ce sta? Ia uite bă, iată-mi pun frână, se aprind tobele, bă. Au... Suntem live. Live? Da, chiar suntem. Unde? Pe Twitch. Pă tu ești suntem? Interrogio. Doar la tine mă uit, îți mulțumesc, frate, a? Ce să zic la ea? Uite video-ul ăla după aici acum. Nu-l văd aici. Uite, mă. Ce-o blindă, mă? A! Tu! Ți-ai pus navigație de-aia pe vid în Germania, a făcut o blindă, ești pe? Ai luat? Navigație pe vid. Are aici, da, navigație pe vid de Germania și a pus-o cu cameră pe oglindă. Hata, știi ce zic? Hata, ai făcut șmecherie, nebunul meu. N-are nimic. Vezi că le se aprind tobele la aia. Vezi că îi vezi și îi prinzi. Ai grijă. Ce mi iese? Mi iese... Și buretele, am crezut că mi-a ieșit. Ce mod e ăsta cu efectele alea de Mario Kart? Nu știu. Nu știu ce efecte. Îmi place, e fan. Mă bucur, da. Nu știu ce efecte de Mario Kart. Alea sunt niște Ferrari-uri, cică, cred. Menține banda, uite, zice un băiat. Ține banda, Bodu. Mulțumesc. Băi, vezi, îi prinzi? Da, mă, cum, fii atent acum pe linia de-a... Trage tare acum pe linie. Ta. Asta are traction control? Are. Ah. Ne-am liniștit, mă. Gata, mă. E tot ok, fii atent. Aici mergea plimbă, frate. Da, e fricos, măi. E frică cu ea. Noi ăștia la moto suntem mai fricoși. Da, așa sunt ăștia, motocicliști. Aici taie. A, e slab, nu știu să taie. Nu știu. El, la moto nu se taie. La moto e... Unde te uiți acolo, te duci. Îți place circuitul? Nu. No. Păi cum, nu e la de la Ibrutu? La vreun mare este ăsta. Ăsta e Nürburgring GP, ce este? Da. Shield driving pleasure. De la ce o fi sloganul ăsta? De la BMW? Au dat bani în emisiune. A, scânteile, nu știu, frate, n-am făcut nicio scântei. A, da, chiar sar scântei, da, acum am văzut. N-am, îmi pare rău, n-am știut că sar și scântei. Da, ce pot să zic? O să facem la tine, pentru că tu după cineva. Nu batem pe nimeni. Eu îi bat, mă, pe ea. Lasă-mă pe mine, Bodo, dă-te, mă, că ți-arăt eu. Ce trebuie? E și simplu aici. Eu ți-am zis, eu nu i-am chemat să-i bat. Dar acum, dacă vor, eu le arăt. Adică nu e... Dacă vor să învețe. Bodo, ce faci, mă? Ia uși pe aici. Ai văzut foarte bine scânteile, frate.
Dar nu cred că sunt scântei, cred că nu știu ce sunt. Noroi. Noloi. Noloi. Dar ce se aude acolo? Cred că ai ceva slab. Cred că ai un joc, rulment. Un rulment după față. Rulment. Eu îi mănânc, mă, dacă îi văd, ești nebun, eu rup din ei. Ia uite, e minus 12 diferența, ce e aia? Scrie pe bord acolo, minus 12, ce-o fi? Nu, frate, nu pot să... Cred că e de la sol dacă e pus, nu știu ce e aia, sol, dar... Nu știu, nu m-am dat pe ce, da. Nu știu. E normal, frate, dacă nu te-ai dat pe el, e ok, să știi. Noi te înțelegem, e ok. Banda, uite, zice un băiat aici, banda, banda! Ține banda, frate! Vrei să-ți dictăm? Da. Ia zi, ce vrei? Când dau unul. Care unul? Dreapta 2. Ia să merg după dictare. Da? Ce să mergi mă pe dictare? Ia zi. Nu, mai gata, asta e 4 plin. 4 plin? Plin, mă, bostură, nu scrie plin. Aici aveți că e șicană, groaznic, da, fără de-al tăia. Moartea pasiunii aici. Dreapta. 180 de grade. Intri pe linia dreapta. Softul arăbesc, auzi. Băi, ce dracu? Bodo, ia-o încet, frate. Ia-o încet. Nu e nicio grabă să moară Franța. Adică, dacă te grăbești, mai mult pierzi. Știi cum e? Băi, dă-mi fară, ia-o. Măcar doar pierzi. Da, măcar nu te grăbești. Ia adică... ce se dă în fața acolo? Mercedes? M-am uitat după semnul pulei, bă, gândeam. Băi, poți să abandonezi, să știi dacă vrei. Uite, are și marșalier. Are, are, da, are. Are marș... Arier. Manșalier. Ești bine, ai toate minutele. Am scos 2.18, pune acolo, notează, să se noteze. E turul 3 din 4, să știi. Da, știu. Mai ai timp să-i prinzi. Sună la risc control, 2 minutele înapoi. Bă, frate, nu. Mai ai timp să-i prinzi un bodo. E ok. Dar la... se pune totalul. Cât are totalul? Ce, timpul total? Da, da, da. Păi o să-l vedem la sfârșit, probabil. Dar nu să termine cursul. Nimica. La un moment dat. Eh? Cum? Dar tu ai vrut Ferrari, nu? Da, dar n-am vrut circuitul ăsta. Ah, iartă-mă. Pare rău acum. Nu e numai cum vrei tu tot timpul. Așa era și la curse? Nu. Eu nu vreau aici, eu îmi bag... Dar eu nu merg aici. Eu nu vreau pe adâncata invers. Mie nu-mi place adâncata invers. Mai sunt cazuri multe, dar avem temperatura care trebuie. Trebuie 1.55 pe ăsta, nu 2.18. Ai auzit, Bodo? Da. 1.55, nu 2.18, cu metre. Dai seama ce slabi suntem. Îți dai seama ce slabi suntem, frate. Și cum joacă oamenii ăștia. Așa fac și aia accidente, că îi țin aia de vorbă în cască. Bă, echipa, gata, bă, liniște, că nu mă pot concentra. E un Ferrari diesel ăsta, da, e românesc. Am pus un ALH pe el cu soft. Trage de 200 de cai, vezi că împinge fraierul. Împinge, e cu fum la cur. Schimbă cinciul și tu. Așa. Un pachet de texturi. Suțul. Nürburgring GP, da. Nürburgring GP este. Nu știu să vă spun. Dacă băiatul ăla zice că timpul e 1.55, uite acum când se urcă Silviu la volan, 1.55 o să fac. Da, direct. Hai cu frâna de mână aici. Dar ce s-a uitat acolo? Ai anvelope de camion? Vezi că ai, și-a pus ceuri ăsta. Are ceuri, bă, dar aia nu stă pe stradă, bă. Ce ai pus, bă, Marius? Ai pus de alea de dubă? Deci câte ture facem aici, mă? 4. Și Marius a aruncat-o din mers și a zis că dacă ieși pe ultimul loc, departajarea o face timpul total pe care l-ai scos în cele 4 ture. Înțelegi? Da, așa face Marius, da, nu e dictator. Băi, da. Așa face Marius. Ia content manager și instalează CSP și Sol. Schimbă mult jocul vizual. Poate că am făcut asta. A, nu, stai că îi spune lui băiatul. Da. Sol 2 avem noi, auzi. Eu mă bag în seamă că, știi cum e, am impresia că totul e redus la mine aici când scriu oamenii, dar ei mai vorbesc și între ei și... Da. E foarte bine, așa? Vezi, mă, poți să faci, uite, vezi, poți să faci la școala de condus și de învățat pilot și așa,
de pe aici, luăm de pe Twitch, unul bun, 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 să-l facem trainer de sim. Why not? Nu? Adevărat? Adică, adevărat, adevărat. Sunt mulți care se dau în competiții online. Chiar se dau în competiții online și... Dar nu tu! Îl luăm pe un băiat ăsta care știe, care e bun, care e campion și l-angajez la tine să fie, să fie trainer de oameni care vor să participe la sim. Știi? Care nu e... Adică, atât timp cât, cum să spun eu, Techstar sponsorizează niște oameni care se dau într-un campionat de sim, bănuiesc că oamenii vor să fie mai buni și atât să... Nu? Secretul. Ia. Secretul. E noroc că n-are Marius microfon când ne zice secretul. Fiți atenți. Secretul pentru care facem noi asta, da, este că anul ăsta la Arena Națională s-a dat primele 39 de milioane de euro la un joc. Mamă. 39. Dar noi nu jucăm jocul ăla, așa că e ok. Silviu, vezi că astea nu au airbag. Astea nu sunt safe, zice un băiat. Mersi pentru iluminare. Chiar o să caut asta, investiția lor. Luați-l pe Cezar dacă tot și-a dat echipamentul. Azi noapte la 5 eram într-una. Bravo, frate meu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să te prindă 5 noapte numai așa. Trebuie, recomand CSP și Sol, trebuie să stai ceva să le bibilești, dar când găsești un sweet spot, e next level. Dimineața, de fapt. La 5 dimineața. Nu noaptea. Nici n-are important. Da, 2, 17, 8. Păi nu, stai să vedem totalul. 8, 24. Ești sigur? Da. Tu vezi, mă, că ăsta fură. Silviu, da, tu urmezi, nu? 24, da. De... Da. 1. Da. Deci 8.24 e timpul total al lui Bodo. Arată-ne ce știi. Mă, deci tot 10 minute, vezi? Ține. De la BMW. Da. Dă-i și lui acolo go. Ah, nu, că nu, nu-i da go, că până se pune... Da. Nu-i da, nu-i da, nu-i da, nu-i da. Nu, că mă interese de-a după aia start. Dă-i microfonul și nu vă mai ține de volan că vă mănânc. Ia, domnul. Da. Da. Ia tu țigară. Eu zic, ia tu țigară. Da. Să și asta trebuie să vorbești ca pe. Hai, frate, lasă-mă că Bodo n-a vorbit nimic. A vorbit în continuu. Da. Da, să mori dacă nu. Deci jur, de la un moment dat voiam zic, bă, dar mai tași din gură. Da, nu mai puteam cu el oricum. Da, bă, dai, bă, hater, hater, bă, frate. Așa. Îți dau mânușile, Silviule? Nu, frate. Nu, te descurci fără. Bine, boss. Unde-i mouse-ul, vezi? Băi, unde-i mouse-ul? Mausule, aha, ceva pe undeva, aha, 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 l-am găsit, gata. Să n-ai emoții, băi. N-are, mamă, tu pleci din curbă, mă? Ce-au avut ăștia cu tine, mă? Ce-au avut ăștia, Silvule, cu tine, să pleci din viraj, ești nebun? Oricum, îmi place setup-ul, mașina roșie cu janta aurie, e fix ce trebuie. Alea din față nu mai sunt. Nu mai sunt? Sunt altfel? Am momente în care uit că e simulator. Da, cred. Te așteptăm la curse. Îi urmăresc și pe băieții de la RLR. Sunt tar rău cursele. Stați cu minți, stați. Ia, lasă că l-ai răsucit pe ăla. Așa, mă, ăla nu mai prinde cursa asta. Firar mama lui. Deja ești bine, Silviule, că nu ești pe ultimul loc. Adică e... Dă-i în el! Iute-l, dracu. Ma... Ești ultimul. N-are nimic. Tu dacă îi vezi, îi prind, Silviule. Așa, bun. Ia. Se aude un... Da. Colaborare RLR cu Stax pe viitor. Nu se știe niciodată, da. Să le arătăm cum se joacă prost. Deci dacă vreți să... Dacă, sunt băieți profesioniști care își doresc să vadă cum se joacă prost. Nu știu dacă Stax realizează potențialul ideii. Cred că de-aia am și făcut-o, că realizăm potențialul ideii. Cred. Nu sunt convins. Da, bă, poate are o idee mai mare. Da, orice idei v-am zis. Simul începe să prinde aripi și la noi, da. E de la scaun, nu e reglat bine și nici volanul, da, așa este. V-am zis, oamenii care își doresc, dar discutăm mai multe... Bă, nu-s pe ultimul loc, uite mașini în spatele meu. După da, mă. Auzi, după ce le-ai întors pe alea de... N-are, mă, că e și asta o strategie, Silviule, nu te lua după el. E doar invidios. Nu l-am zis, după ce l-a timp da.
Liver is tax. Ia uite ce mi-a făcut fraierul. Ce mă te? Dar tot el s-a răsut. Ai văzut mă ce steau să ai experiență? Bravo, Silvile. Totul ai răsucit pe el. Vezi, vezi. Se face treaba. Nu-l ia nimeni. Liver is tax în sezonul următor. Da, deci... Nu știm să facem, da, dacă știți și așa, putem să vă ajutăm cu niște stickere Stax originale. Ce-a făcut? Ce traction control? Nu a apăsat nimeni pe niciun tastă. Îmi luați bani dacă pun logo pe capotă. Da. Da. V-am zis, pe canalul nostru de Discord... Avem acolo un subcanal legat de partea de sim racing și așa. Pe canalul de Discord putem să discutăm mai multe legate de sim racing. Avem nevoie de ajutorul vostru. Dacă sunt oameni care drace sunt mega cunoscători și așa și așa. Ia uite bă, a răsucit fraierul. Dar are nimic. De câte ori pe săptămână o să facem live? Oho, bună întrebare. Bă, pe ce loc să mă? Da, e greu cu de câte ori pe săptămână, dar... Poate avem timp și reușim și mai prindem niște seri pe aici pe la birou și facem măcar live-ul ăla pe canal eu, în care putem să jucăm alături de voi și să mai aflăm lucruri și să ne mai ajutați. V-am spus, o să avem și canapeluța din spate disponibilă pentru invitați, tot de aici de pe Twitch sau de pe Discord și o să avem și invitați care o să și participe aici în timpul emisiunii să se dea. Live-urile vor rămâne salvate și vor fi publicate și pe canalul nostru de YouTube. Deci ăsta e primul. Dacă vreți butonul ăla de subscribe, trebuie să băgați parcă 3-4 live-uri pe săptămână. Nu contest. Trebuie să faci 8 ore pe lună, auzi, de live. Dacă noi facem acum 3 ore. E ok. Adică probabil că o să mai apară live-uri în care o să ne jucăm doar noi, fără să avem invitați, cu un v-am spus cu un server, unde să jucăm cu voi. O să fie live-urile pe canal, da, o să le lăsăm, o să le postăm, o să... Nu știu cum că ăla cu șeremet. Da. Am făcut o strângere asta și nu s-a salvat. Podcastul cu șeremet. Păi ce am făcut noi? Eu. Păi când ai făcut tu pe Twitch? Am dat pe YouTube, am dat și pe Twitch. Da? Păi da, n-a fost live ăla. Da. A, ok. Un live, cum am... Live minciună. Am înțeles. Asta să le facem pe ei. Știi cum mai facem podcast, să facem live pe Twitch? De ce nu vă faceți un server de Assetto? O să facem server de Assetto. Nu știu cum se face. Da, nu știu cum se face, dar o să facem un server de Assetto unde să ne jucăm cu voi. Ce-i, Silviule? Probleme? Du-te! Da, mă, nu, aici nici eu n-am înțeles ce s-a întâmplat. Gumele reci? Cred că sunt gumele proaste, frate. Dacă... Ia uite-te un pic la gume. Da? Păi și cum rece așa, mă, să suvireze în halul ăla? Adică n-avem nicio șansă aici să-i batem pe ăștia, crede-mă. Facem la timp, dar nu. E slab. Da, o să facem server, o să facem de toate și vă așteptăm și aici la sediu. Las-o-mi. Da, mă, nu, e minciună. Sânge. E păcăleală, e ceva da. Se întâmplă. Ce se întâmplă cu anvelopele? V-ați învinit cu ușorul și acum e da. Gheață la mal, asta se întâmplă cu anvelopele. E moartea pasiunii. Era să zic, îți iese fum din mașină, Silviule. Eu, dar fumează ăsta aici ca un turc. Am oprit aici. Mai e un tur. Best? Și el are 2.21. Super. OnlyFans facem. Facem și OnlyFans, frate meu, dar acolo e cu bani mulți. Avem Patreon, de exemplu, care e un fel de OnlyFans. Dacă vrei, poți să-ți faci acolo abonament pe Patreon și poți să vezi niște lucruri pe care doar eu le văd dimineața când mă duc la toaletă. Nu, poți să pui niște întrebări serioase. Eu te văd pe tine că ești plin de Caterincă. Dacă vrei poți să-ți fac cunoștință cu Dor Octavian Dumitru, care are glumele la fel ca ale tale. Dă bune. Deci dacă vreți Patreon. Nu e, că l-a răsut și pe ăla de vreo 2-3 ori la nenorocit. Ăla e, își dă demisia după cursa asta, nu? Păi, da. Că nu contează cât timp scoate, că e mai bine decât
E mai bine decât Bodo, clar. Că a luat o clasare în... Păi da, e ceva greșit la anvelope. Adică în trăitorie să nu se încălzească deloc e greșit, nu? Eu așa o văd. Are anvelope all season, că altfel nu... Nu-mi imaginez ce s-a întâmplat. Ai all season, Silviu! Silviu, ai all season, frate meu! N-aude el. El n-aude cu dreapta, știi? Pune la presiune pe el. Deci fii atent cum notăm, da. Da. Fiecare mașină 5 puncte. Și cursa 10. Da. Și la final, cine are mai multe puncte. Da, câștigă. Dă masa. Sper să fie, da, eu ți-am zis că ai numai glume proaste, dar eu te mai las, poți să dau bloc aici, stai aici un pic să văd. Cum dau? Ha! Ban user! Pot să fac asta? Deci, ca să știți, vă mai spun o regulă, nu vorbim despre alți influenceri aici pe... Păi, vorbea de un nume ca la Samsung, mesile, să ating, știi ce zic? Și de asta zic, pot să dau bloc, de-abia vă aștept, știi ce zic? De-abia vă aștept, plăcerea mea este să dau bloc, eu vă zic, să știți, și să nu știu să-l scot. Așa că aveți grijă cu glumele, că eu trebuie să râd la ele, dacă nu râd, e nasol. Că eu la glumele mele râd, știi? Da, adică mai întâi râd eu și după aia vi le dau vouă. Așa că aveți grijă să vă asigurați, da, să vă asigurați să râd la glume, că altfel nu. Altfel e jale aici. E jale. Oh, ți-a luat interiorul, a? I-a luat interiorul, i-a luat interiorul. Și trecum a fost mai rapid el? Da, puteai să te aperi, Silviule, de ce nu te-ai aperat? Și terminai în fața lui Motor, fac treabă de, fac și treabă de moderator, fac și de toate. Centrez, dau cu capul, vorba aia. Bă, bravo, Silviule, să știi. Eu sunt mândru de tine, frate, tu să nu te uiți în gura lui Bodo, să știi. Ia, 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 ia. Hai că luat-o bine. Tai, omul, tai, omul, ci... Tai, omul. E ultimul tur? Băi, intră în el, mă, nu mai frâna. Băgămeș. Nu, nu, asta e. Asta vroiam, mă, să iei și capul ăla de pod. Ce perfect, ești de bun. Ce să mai vrei de la viață? Dar oricum trebuie să termin, da? Trebuie să termin, trebuie să termin. Trebuie să termin, trebuie să termin, Silviu. A luat capul de pod, fiare. E un drac. Cât? Unde? Ziceți timpul, băi. 8? Cât? Uite-l acolo. 9.32. Păi stai că nu e ultimul. Ba da, mă, el ăsta nu termina. Nu sumă! Păi și ce dacă n-au terminat? Iau, da. Păi nu, n-au terminat, da, mă, încă. Nu i-am lăsat să termine. Încă? Eu zic că sunt did not finish. 9.32. E jale. E jale? 9.32 cât? Ce ați venit așa grămadă? V-a rupt. Ia, luați 32.6. Daniele, puneți mănușile, băi. Da, nu știu unde e la Daliera. Mi-a spus la Daliera. Gata, am câștigat? Ia uite, a sunat. Nu prea, bă. De ce? A sunat total aici și încerc să dau 10 puncte. Auto Italia, Midocar, mai zic? Mai zic cine ne-a mai sunat? 10-53. Da. Și fac clasa mea la final. Păi și cum n-am câștigat? Păi n-am câștigat numai și ăsta și aici a făcut 5 puncte, Daniel. Dar face vă bate... Păi eu am 10. Stați liniștiți, da. Fraților, 10 că nu bat pe nimeni. De unde ai 10? Ce fac aici? Cum? Păi mai are și unul să dea. Ce-am făcut? Doar să mă bată el? Aha. S-a mai întâmplat. Păi da, dar are 5 și cu 10. Așa. 15. Și eu am... Dacă ei, dacă sparg. Ei 5, e egalitate. Dar și pe ce fac diferența de... Aoleu! Trebuie să dau restart, stați. Am ratat start. La best time acolo. S-a plecat? Eu... S-a plecat? Da, nu cred. Nu, acum. Dă-i. Mi-am dat. Și-ar lua mănușile, bine ar rău. N-ai zis tu? Dai jos, bă. Dai jos, doi. Mamă, da. Dar pune-te dincolo, că nu te... Mașina asta merge un sau? Am 232. Frânează, frânează, că vine arc de păr. Da, dar te întorci tu. Nu, că eu am schema mea. Hai, mergi cu spatele. Bulangiule, ia! Hai, împinge-mă, bulangiule! Oh, am dat mașina. Nu, ăsta e restart, bă, frate. Nu s-a pus asta. Nu are voie la restart. Nu s-a pus. Are voie. Bă, ce-am făcut, mă, frate? Ce-am făcut, mă, frate, aici? Am greșit total. S-a întâmplat o greșeală totală. Nu știu cum am volanul, fii atent. Volanul e jale cu volanul. Aici e volanul, cred. Limitare, nu discut. Go! Am dat.
Mamă, mamă, mamă! Ieșeale cu spatele ăsta, știi? Ce a zis lumea? Că n-a semnificat presiunea, n-am venit. Și asta e adevărat. 24 PSI. Am verificat. Banzai pe ce spui? Ce-i? Banzai pe ce spui? L-am răsucit și eu pe unul, mă, frate, ca să mă asigur, știi? Mamă, ce face ăla, mă, pe interiorul meu acolo? Băi, stai, mă, că ți-a răs și eu, că știu și eu de asta. Pe interior, na. Aha, 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 s-a blocat treaba, aha, aha. Opa, m-am dus prost ai, aici, rău. Ai doi în spate. N-are nimic. Hai, că poți să ții. Băi, ce cauți acolo, băi, în oglinda mea? Uite bă, în monitor, măi. Ăștia mi-a trag atenția. Uite în DVD-ul. Navigația de Germania pe vechi. Care ți-am pus-o. I-am dat banii degeaba pe ea. Bă! Bă, mașina asta nu frânează. Incredibil, mă. Okay. Sunt pe dreacu să mă ia. Mai e un fătălău în spate, dar... Poți să oprezi DVD-ul că nu mai e nimeni în spate. Mai e, mă, unul, ce ai? Nu mai e, mă, nimeni de în spate. M-am crezut din viteză, ești de mă? Nu, mă, e, mă, e, mă, unul. Nu, mă. E, mă, uite-l. A, ba, da, mă, e unul. E, mă, acolo. Apasă accelerația și... Băi, eu nu înțeleg mașina asta deloc. Și păi un print screen. Bă! Bă! Bă, frate. Apasă acce... Gata, acum pot să opresc, că a trecut. Bă, bă, frate, e jale cu mașina asta. Tu ai vrut Ferrari, tu, nu? Tu ai vrut Ferrari, nu? Eu am vrut Ferrari. Ce făcea Ferrari-ul ăsta? Adică ce era așa spectaculos la el? Nu știu, bă, eu am mers... Cum? Am terminat cursul. Nu era iarnă, probabil. Nu era zăpadă pe circuit. Se întâmplă ceva dubios aici. Aici aș vrea să intru blană. Blană la 5-a, nu la 4-a. Serios? Normal. Mi-a fost frică. Frână! Că ia... De... Până la 1. De șicană. Niciodată. Eu cu 2 aici. Până la 1, mă. Du-te, bă, de aici. Ușor la consum, așa. Ei, nu accelerează asta, ce să-i fac? Aspirată, moartă. Nu iau nimic. Ți-a fost frică? Eu nu mă apropii de ăla acolo. Bă, da, ce... Ce? Da, mă așteptam la mai mult. Mă așteptam la mai mult de la mașina asta aici. Nu știu unde să frânez, n-am nicio treabă. Mai accelerează, mai două. Exact. Daniel, dacă ești pe primul loc, la egalitate de puncte cu... Pă ce primul loc să ies, mă, tâmpicule? Trebuie să scoți sub 2.16 ca să mă bă, bați. Primul loc, gen la cursa asta, tu o câștig? Da, timpul total. Da, ești pe primul loc și tu plătești. A, păi nu, mai merg încet atunci. După aceea timpul best lap 2.16. Turul ăsta nu e. Nu, nu, sub nicio formă. Sub nicio formă nu e turul ăsta best lap. Hai, mă, un pic așa. Nu, hai, mă, locul 2 să ia... Să deam asta. Băi, dar știi ce se întâmplă? S-au desfăcut clapetele astea aici, de schimbat treptele. Au oprit? Ce s-a întâmplat? Ce ți-a dat? S-a deconectat. Și acum e conectat? S-a conectat. Suntem live? Dar suntem zero oameni, nu? Nu. Cine a dat? Mai suntem sau nu mai suntem live? Acum suntem live. Da, da, cu zero... Ce? Urmăritori. Nu, mă, ce... Ce fac eu aici, mă, frate, pe circuitul ăsta? Eu nu înțeleg ce fac. Cred că de la video. Nu mai dau imaginea pe ce... Nu, da, nu, da. Nu, da, nu, da, nu, da. Nu e momentul acum, nu, acum poți să dai. Gata. Gata, ia uite. Nu s-a întâmplat nimic. Bă, dar n-ai semnalizat. Bă, frate, nu înțeleg mașina asta. Nu o pricep aici, cum trebuie să iau virajele. Asta e tot? Asta e tot ce face ea? Aici zici că intru blană, a? Da. Oprește DVD-ul ăla. Consumă și ăla din alternator. Bă, ai uitat. N-am uitat. Așa am vrut să frânez aici. Ai tăiat aici. Am tăiat, am tăiat. Am și zis că eu tai aici. Ai zis. Unul, mă? Așa fătălău cu unul? Mamă, mamă, mamă! 2 și 19. 2.21. Ca Silviu, nu? Silviu are 2.20. Păi nu ai notat?
Nu știu, mă. Pune din burtă, simt. Pune din burtă, pune din burtă, Marius. A spus mai puțin timp. Deci este pe 2 sau 3. De unde știi că a spus mai puțin? Păi a scos total, mă, 9. Deci bătaia între mine și... Da. Te bat, nu e nicio bătaie. Trebuie să fac sub 2.16. De ce să fac sub 2.16? Timpul total mă interesează. Timpul total mă interesează. Da, da, dacă ai timp total mai bun ca mine... Suntem la egalitate și se ia cel mai bun timp din curs. Bine, mă, așa e regula? Da. Bine. Da, nu e nici turul ăsta. Stai jos, tovarăși. Stai în cameră. 1-6. Uite, mă, am 1-3 diferență, ești nebun? 1-0, uite, mai bun. 0-9, vezi? Cât a scos, mă, turul? 2-21. Oh, bine. Mamă, o să cadă clapeta asta de inferioare de aici. Dacă te-am dat, știi ce zic? De la moment, hai noroc! Cade clapeta, băi, eu vă zic. E cursă serioasă aici, mă, nu stăm la discuții, ești nebun? Cad clapetele. Fac haos, nu stau. Da! De ce? No, gata, ai terminat. Ai terminat cursă. N-am terminat nimic. Am tot timpul să recuperez. Mai am nu, un tur. Mă, eu n-am ieșit, n-am stat prin decor. Am mers mai încet, dar n-am stat prin mai decor. Rapid prin decor. Păi nu, mă, dar n-am ieșit prin decor. N-are nimic. Ies eu, ca să-ți arăt cum se face. Adică nici la timpul total n-ai cum să mă mai bat. Ce mă enervează, mă, băiatul. N-am timp, n-am cum. Fii atent, că ți-arăt acum pe virajul ăsta. Îți arăt pe șicana asta din capăt, vrei? Vrei să-ți arăt? Poți să trec pe aici? Nu cred! Ah! Da, peste cap, a pus-o în bără! Ah! E bine, e bine. Unu. Era să rămână așa. Era ceva. Ia, că spartă e. Joc, frate. Joc, mă, frate, sunt cu întâia. Așa a fost strategia mea, am zis că fac bine, dar n-am făcut. Doamne, doamne. BMW Power. Ce subvirare aici, da, slicuri, reeșapate, nankang. Am nankanguri, ești nebun? Stânga, spate, am făcut pană. Ce are stânga? Care vei? Ia de volan! Hai că ai făcut 1 minut și 2 minute. 2 minute 21 cât am făcut. 2 minute... 37. Deci ai... Am închis. Da, mă, dar... Am de dat Tomas. Bă, băiatule, bă... Nu. Bă, și pulsese în speranță, nu-mi explic, frate, deci nu înțeleg. Am 80 la oră, ești nebun? Pe final. Noi, a fost anul trecut, n-a fost anul ăsta. La Hamilton cu Verstappen. Oricum, e liniștitor. Daniel, orice invita. Da, mă, frate, i-am chemat să-i bat, mă, frate, mă, ce dracu. Poate la anul. Ce oameni, bă. Lași și faceți frumos un clasament și mă chemați la sfârșit când. Să nu și... facem noi la final tabel și cei mai buni la final de an. Păi nu mă facem exact, tabel aici exact. Oricum. Dar tu nu mai te dai tot până la sfârșit oameni. Cum? Nu te mai antrenezi. Cum? Păi da, asta zic că ăsta nu-i corect cu el, că el are aici, știi ce zic? Da. Toată treaba. Bă, terminați-o mă cu prostiile. Bine, mai dau 2 secunde minus la fiecare dată. Plus? Nu minus. Plus? 2 secunde plus. Marius, ce faci, măi? Mă apuc de numărat când se închide live-ul. Dau contul meu de revolut. Ce să zic, mă, de mașina asta? N-am ce să zic. Fața e din alt film. Cum uita cineva că ar fi 4.000 de lei să facă setup de fizică în frate. Da. Și altceva nu mai are vacul la bară și folosește doar pentru a te duci în port. Păi, și foarte bine. Foarte bine, frate. Dai seama, porno pe 3 monitoare de-astea, cum vezi? 3 televizor. Bă, nu, dar uite, cred că ar fi interesant să lăsăm monitoarele așa cum sunt, să vadă. Da, și să ne uităm la porno, nu? Să punem Oculus. Ia, zi-mă, timp. Ce, trec un 10 minute și ceva, nu știu. Pe acolo, dai seama.
Gămeș. Să nu mai iau Ferrari niciodată. 9.55, frate. Hai, bă, băiat. Mamă, eu, ce constant sunt. Bosule, stai acolo pe scaun? Eu? Da, și păi și tu final. Ce final să fac? Nu ne mai dăm? Am zis că ne dăm pe ăla, pe... Pe finalul, că eu nu știu când o să rămânem fără tine. Da, nu mai are baterie. Deci acesta a fost primul stream de gaming. Hai că s-a mețit. Pentru Assetto Corsa cu invitați. O să mai avem și un cum se numește, mă? Un server, nu server, nu? Nu server de Assetto Corsa, dar o să ne jucăm și cu voi online și o să avem și invitații aici pe canapea și invitații în locul invitaților mei de astăzi, adică Silviu Toma și Bodo. Se aude, Marius? Nu, 111, da, se aude, dai seama, se aude. Te și vezi, da. Eu vă mulțumesc că ați venit, adică Bodo e la birou, se știe, de-aia are și avantajul de... Mi-au dat din zi. Din... Bă, 20 de puncte Bodo, minus 10 înseamnă 10 puncte Bodo, 12 Silviu și 8 eu. Deci Silviu dă masă. Silviu dă masă, da? Pe mine m-au descalificat că m-am mai dat. Bodo are 20 de puncte. Bodo are 20 de puncte, cu câte 5 puncte la fiecare curs. Uite, Bodo a câștigat aici, la cameră, așa arată clasamentul, dar o să-l transcriu eu, să-l trec pe curat, că aici e ciornă. E ciornă ce a făcut Marius și o să avem timp aici. Dar ai copia când erai mai mic de la el și știi ce scrie. Da, păi altfel nu înțelegea bine. Cum? Da, și o să avem aceleași mașini, Honda, Evo și o mașină de GT2. Care 3. Aici scrie 2. GT2 la antrenament, de cursă cu GT3. Deci am avut BMW-ul de GT2, nu? BMW-ul a fost de GT2, care voi ați scos 2.45, Bodo, 2.40 Silviu și 2.37 eu. Nu mi-explic ce s-a întâmplat, nu e cazul, nimeni nu-și explică ce s-a întâmplat acolo. Eu sunt pe GT2, deci dacă mă căutați, eu pe GT2 sunt țiplă. Punctele sunt câte 5 puncte la fiecare victorie de Time Attack. Că noi am făcut niște Time Attack-uri. Și după aia mai avem niște puncte aici la cursa, dacă cineva se clasa undeva, dar nu s-a clasat nimeni nicăieri. Deci doar am luat timpul total al cursei. Ce am făcut? X? Nu știu ce face X. Și ca și timp total, ca și puncte totale în clasament, stai puțin, am până 94, e prea mult. Ajungem la campionatul. Da, ajungem pe drept. Ce ajungem? La care cam? Să ne uităm la el. Ajungem să ne uităm la campionat. Conform timpilor și al punctelor, domnul Bodo a strâns 20 de puncte, domnul Silviu a strâns 12 și eu am strâns 8 puncte. Nu știu cum am ajuns la 8, când era multiplu de 5. Ai dat 3? Ce ai făcut? Ce? Cum am ajuns la 8 puncte eu? Da? În sfârșit. Ai și pe 2 acolo. Dar v-am zis, 5, Bodo, Bodo este... Bodo este... E de-al casei. I-am dat pe ea la 80 ceva și vreau să văd... Vreau să-i bată. Nu, vreau să văd dacă sunt ok. Dacă sunt așa. Dacă-s colegi. Dacă sunt și ei băieți. Dacă-s băieți buni. Dacă sunt și ei băieți ok. Eu asta vreau să văd acum, știi? Oprește stream. Cum dă stop la stream? Închis calculatorul. Băi, mi-a căzut asta, v-am zis? Că mi-a căzut inferioara, clapeta. Hoții, băi! Îl sabotează, mă. Eu v-am zis, bă, cade clapeta. Cade clapeta. Nu. Nu, a căzut clapeta. Are un șurub aici, dar... Păi da, dar dacă a căzut șurubul... E aici șurubul. Ai găsit șurubul? Da. Șurupul. Și mai avea un... Bă! Eu... La birou. Eu vă mulțumesc de invitația la mine la birou, nu? Nu? Vă mulțumesc de invitația la mine la birou. Da. Vorba aia. Ia dă-mă o șurubeniță să... Ce ai nevoie? Cruce, cruce. Am o lucră... Noi? Nu. Plecăm și noi în treaba noastră. Eu nu știu cum dau stop să rămână stimul. Ce se întâmplă aici, că nu înțeleg. Adică eu filetez, dar nu filetez acum. Cred că e prea mică șurubelița asta, frate. Sau nu e cruce. Cum nu e cruce? E imbus, frate. Dar mai era un distanțier aici la clapetă. Unde e distanțier? God fucking damn it.
căzut pe aici, pe mașină, îți dai să mă atrasă ăștia și panete, s-a dus dreacu. Ce nu mai găsești? Nu știm noi, mă, Marius. A, uite-l, mă, l-am găsit. Gata, mă, îl repari, ești nebun. Să mai ziceți voi că nu repar eu Ferrari. Ha? Ce, mă? Dacă nu se salvează stream-ul, o să-l punem doar pe YouTube, că nu știm să-i dăm să se salveze. Să ne scrie cineva, înțeleg. Da. S-a salvat? Nu. Dau stop. Dă stop. Hai, pa. Hai, pa. Pa, 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 la revedere.